Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cafeaua de sâmbătă dimineața. Ați pregătit cafeluța, noi am pregătit-o ca de fiecare dată, va fi o cafea cu aromă de poveste. Primul invitat este de altfel o invitată, o prietenă dragă emisiunii noastre, doamna Luiza Scărlătescu. Bine ați venit la Cafeaua de sâmbătă. Mulțumesc frumos pentru invitație. Cafeaua întotdeauna, cafeaua dumneavoastră are o aromă deosebită. Mulțumesc foarte mult și mașinile dumneavoastră sunt foarte, foarte bune. Da, într-adevăr, recunosc. Da, de fiecare dată, poate foarte mulți telespectatori și-au pus întrebarea, domnule, dar de ce vine o tipă care să promoveze niște mașini și niște branduri, pentru că femeile sunt cele mai bune șoferițe. Aș zice că cele mai prudente, da, ca să nu se supere pe noi restul. Da. De ce vine o femeie? Pentru că fac o muncă pe care o iubesc foarte mult, pentru că sunt mândră de brandurile pe care le reprezint, da, și pentru că știu că după ce vând una din mașinile sau mărcile pe care le reprezint, când mă întâlnesc cu posesorul mașinii, este un om fericit. Asta e foarte important, adică te poți uita în ochii cumpărătorului liniștită și el îți mulțumește pentru mașina pe care i-ați vândut-o. Sunteți de foarte mult timp pe piață, țin minte că la un moment dat, atunci când economia duduia, să spunem cu ghilimele de rigoare, sau nu neapărat, când făceam și realizam împreună cu ceilalți organizatori, cu Camera de Comerț, cu producătorii și nu numai, cu dealerii de mașini, acele târguri, știți foarte bine, pe Esplanada Teatrului Național, erați acolo în primii și în cei mai buni dealer de mașini, mașini și autohtone, pentru că ați și reprezentați în continuare reprezentanța noastră românească. Da. Bun, și ați rezistat totuși pe piață, doamna Scărlătescu, și cu bune și cu rele, și chiar vorbeam atunci, în momentul în care, din nefericire pentru România, știți foarte bine, a scăzut drastic și dramatic, aș putea spune, vânzarea autoturismelor noi. Da, momentul ăsta a fost 2013. Da. Când din 2011 a început să scadă vânzarea de mașini. Adică de la o piață de 103.000 de mașini în 2011, am ajuns la o piață de 78.000 de mașini în 2013, o scădere de, cred că, 27-28%. Uh-huh. Și atunci zic eu că am atins abisul și piața românească și noi. Uh-huh. În Dolj a fost mult mai tragic decât în restul țării, pentru că Doljul era un județ întotdeauna cam pe locul 5 în vânzarea de, sau în cumpărarea de autoturisme. Da. Acum suntem undeva pe locul 11, 12, 13, depinde de la unul. Asta spune foarte mult de situația economică a zonei. Exact, exact. Uh-huh. Și atunci a fost un moment critic. Mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc angajaților noștri că am putut să trecem alături. Bineînțeles. Deci avem oameni care sunt alături de noi. Noi ne-am înființat în 1999, uh-huh, și am început cu brandul românesc, după care ne-am dezvoltat cu alte branduri. Acum, piața românească cunoaște o creștere din 2013, sigură, dar înceată. Adică am mers cu o creștere de aproximativ 13%, de unde de la 78.000 de mașini, estimăm că anul acesta pe piața românească se vor vinde 130.000 de mașini. Din această... Și datorită programelor guvernamentale, mă refer aici la programele Rabla? Da, acestea au fost resuscitat într-un fel vânzarea? Foarte mult, foarte mult. Pentru că există foarte mulți doritori sau oameni care își doresc să-și cumpere o mașină, dar nu au posibilitățile financiare respective. A fost o perioadă când băncile au fost închise și nu mai acordau atât de ușor creditele pentru cumpărarea unui autoturism. Da. Exact. Și atunci și piața a stagnat. În acest moment pot să spun că datorită acestui program, pentru că 1450 de euro reprezintă o sumă, atât este contravaloarea unui tichet. Și datorită faptului că piața s-a mai relaxat, băncile au mai relaxat condițiile de acordare a creditului, și observăm o revigorare a pieței. Eu îmi doresc foarte mult să nu fie una falsă, pentru că este chiar o creștere. E o creștere de 34%, de la 78.000 la 130.000. Creșterea este frumoasă și
V-am spus, ceea ce îmi place este faptul că este o creștere progresivă, cam un 12-13% pe an. Deci nu ca un balon de săpun, cum s-a întâmplat până în 2013, exact. Datorită creditului pe care puteai să-l obții cu buletinul, da? Plecai acasă în aceeași zi cu mașina, țin minte, vorbeam cu doamna Scărlătescu vis-a-vis de cumpărarea autoturismelor și îmi spuneați, stați la coadă, pentru că este lista de așteptare destul de mare, sunt foarte mulți care vor să-și cumpere mașini și... din păcate firma din România, din Pitești, are o listă mare de așteptare, nu? Vorbim de Logan Dacia. Ca să vă dau o cifră, tot județul Dolj, anul trecut, în 2015, pe toate mărcile concurente, da, pe piața de toate mărcile, a vândut 1250 de mașini, 1249. Firma noastră Redac, în 2007, ce spuneți noastră, da, a vândut 3200 de mașini. Deci pe 3 mărci noi am vândut 3200 de mașini. Deci cât se vânduse la nivelul Doljului pe celelalte mărci? Deci 1000, nu? Mă rog, 1500. În sfârșit, n-a fost chiar așa. A fost 777 cu 1600 și cu un... În orice caz, un număr foarte mare. Da, da. Numai pe marca autohtonă am vândut. Sunt solicitări foarte multe pe marca autohtonă? Foarte multe. Comparativ, dacă e să compar cu 2013, da. Deci dacă e să compar cu 2013, sunt solicitări. Și mai mult pot să spun că se așteaptă pentru cumpărarea... Se așteaptă în continuare, pentru cumpărarea unui autoturism autohton. E aceeași mentalitate pe care o aveam înainte să ne cumpărăm mașină românească pentru că avem piese de schimb, pentru că o reparăm mai ușor, sau nu mai există asta? Nu. Mentalitatea s-a schimbat radical. Observ acum în piață o cu totul altă mentalitate. Cum? Păi de banii ăștia mă duc și-mi iau Mercedes second hand. După care, după un timp de, constați că omul își dă seama că dacă i s-a rupt o oglindă, că e mai mare, cât costă o cauă, da, oglinda și da, ce înseamnă de fapt un schimb de ulei și ce înseamnă foarte multe alte lucruri. N-am scăpat foarte tare de snobism. Mă întrebam, oare cât de proști sunt nemții care vin și stau la rând să cumpere mașinile noastre românești? Da, l-am văzut pe străzi, da? Și nemții, și francezii, da, și olandezii, și italienii, da? Am văzut și în Grecia, Duster. Vă spun că am văzut personal în India, am văzut în Mexic. Așa. Deci lumea este plină de aceste mașini. Cât de proști sunt ei care le cumpără noi și ce deștepți suntem noi care ne ducem și cumpărăm toate second-hand-urile lor. Da? Nu vă mai spun. Bine, știți că neamțul are și vorba aceea, sunt prea sărac să-mi cumpăr lucruri ieftine. Corect. Dar știți ce m-am uitat? Români plecați în Germania, da, care și-au schimbat mentalitatea, da. Inclusiv deci, în educația copiilor, în atitudine, în absolut tot. Asta e un lucru bun pentru România, deși nu ne place că pleacă România acolo și nu ne place că pleacă elita la un moment dat din România, cei care învață pe băncile școlilor și facultăților din România, dar un lucru bun că acești oameni vin cu altă mentalitate, vin cu bani evident, dar vin cu altă mentalitate din toate punctele de vedere. Este un lucru care ne-a ajutat foarte mult, că o recunoaștem sau că o recunosc unii sau nu o recunosc, dar cei care au plecat afară au ajutat foarte mult România. Pentru că s-au întors cu bani în țară. Exact, da? Dacă noi scoatem banii din țară prin diferite supermarketuri și alte, nu mai vorbesc, alte lucruri, sunt săracii români, hărnicuții, cei care muncesc dincolo, nu vorbim de cei care, ca orice pădure are și uscături care se duc evident, și fac alte lucruri. Și vin acasă cu bănuți să-și cumpere o mașină, să-și pună gresie și faianță sau să-și facă o cameră la casă. Sunt lucruri pe care le fac românii. Și sunt românii care se duc să muncească munca de jos. Și sunt românii care, spuneați, inteligenți, pe care îi văd cu cabinete de arhitectură în Franța, recunoscuți, pe care îi văd lucrând la fabrici de avioane
plecați de la noi, da? De la fabrica noastră de avioane, apropo de acest lucru, și îmi pare rău de acest lucru, fiindcă... Chiar m-am urcat într-un taxi și povestea șoferul că a lucrat la fabrica de avioane. Asta este, da. Da, însă eu sper să se schimbe totuși. Eu sper ca roata să se întoarcă. Pentru că, așa cum au avut curaj francezii și au venit la Pitești, ca să nu dau nume, așa cum alții au avut la alții la Craiova, poate totuși se mai întâmplă și alte lucruri. Eu sper să se întâmple și alte lucruri pozitive. Dar este un semn foarte bun pe care dumneavoastră îl dați, faptul că au început să crească vânzările de mașini noi, pentru că asta înseamnă că lucrurile încep să se pună un pic în mișcare. Vă spun, am fost foarte circumspectă. Dar, dacă mă uit că PIB-ul nostru de 3 ani crește, și a crescut, noi acum suntem la 4,2, ăsta e un lucru bun care mă bucură și care îmi dă speranțe și sper să nu mai văd ce am văzut acum câțiva ani în România și să nu mai văd oameni triști așa cum erau și debuzolați care să nu, și firme distruse, da, foarte multe. Foarte multe firme și firme bune care au fost măturate efectiv de acest val. Măturate efectiv. Ați reușit să rămâneți pe piață. Da. Felicitări pentru lucrul acesta. Știți că foarte multă lume vă apreciază, că deși dumneavoastră ca și ceilalți ați fost poate de multe ori pe muchie de cuțit. Da, am fost într-adevăr pe muchie de cuțit. Am muncit foarte mult, să știți. Plecăm dimineața, vin împreună cu soțul meu dimineața la ora 8 la serviciu și mă prind de 6:30, 7. Am o echipă extraordinară pe care îi apreciez și vreau să le mulțumesc. Acum în Remat... V-a salvat echipa de vânzări? V-a salvat partea de service? Ne-am salvat toți împreună. Da, ne-am salvat toți împreună, pentru că în momentul când cad vânzările, cade și serviciul. E normal, ne tragem unii pe ceilalți. Pentru că în service vin oamenii care cumpără mașini noi, chiar și mașini vechi. Noi avem foarte mulți clienți cu mașini. Care au alte mașini, alte mărci. Și normal. Alte mărci care vin la noi, dar și mașini care sunt de câțiva ani de zile, după ce au lucrat cu noi. Deci m-am uitat, sunt clienți care sunt circumspecți, dar până când ajung la noi, după ce au lucrat, vă spun, sunt foarte mulți clienți, vin, care ne cunosc, ne lasă cheile și au plecat. Nu-i mai interesează nimic altceva, pentru că știu la modul cum lucrăm și calitatea pe care o avem. Pe partea cealaltă, a fost perioada aceasta în care toate firmele mici sau no-name sau firme care nu plătesc impozite, că trebuie să o recunoaștem și să o spunem, da? Firmele care nu plătesc impozitele la zi, firmele care lucrează la negru, au avut de câștigat, pentru că una e când ai dările plătite la zi, da? Și când totul este plătit pe statul de plată, și alta e când se lucrează altfel. Dar cu optimismul meu caracteristic. Tenacitate, optimism, da. Și probabil foarte mult în spatele acestor reușite, foarte mult sacrificiu, așa cred. Da, este. Este. Pentru că nu este ușor să treci prin acele momente. Poate nu neapărat că ați trecut prin perioada asta, cu toții am trecut prin perioade dificile, ci faptul că trebuie să în fiecare zi să te reinventezi, să găsești posibilitatea de a face ceva și mai bine, și mai bine, și mai bine. Atât pentru bunăstarea familiei dumneavoastră, pentru că sunt ipocriștii care spun, domne, stai puțin, că eu muncesc să plătesc taxe la stat, că eu muncesc să țin funcționarii buni. Stai puțin, muncești în primul rând pentru familia Corect. Ta. După care vii cu celelalte normal, pe care le are orice om de a face și orice business în România. Consider că dacă încep prima dată cu văicărelile, n-ajungi niciodată la un rezultat bun. Deci chiar niciodată. Și ați punctat foarte bine. Pentru că eu consider că muncim pentru familia, eu muncesc pentru familie și pentru a ne fi bine. După aceea... Vine echipa, salariații... Exact, asta vă spuneam. Vreau să vă spun vis-a-vis de echipă. Acum, de exemplu, în Remat, când au fost locuri foarte puține și când echipa s-a mobilizat extraordinar de bine, vreau să vă spun că 12 noaptea, echipa mea la 12 noaptea era la serviciu. Deci? Da. Asta înseamnă că oamenii au fost alături de dumneavoastră. Exact, exact. Da? Și sunt niște oameni extraordinari. Bun, cei care au rămas. Dar nu pot acum să nu abordez cu dumneavoastră, pentru că sunteți foarte directă și știu că munciți foarte mult din punctul ăsta de vedere. Ce faceți cu resursa umană? Îmi spunea cineva de dimineață, când înainte de a intra în emisiune, zice, este plină gazeta dumneavoastră de anunțuri de angajare. Da? Dar, din păcate, șomajul este foarte mare. Unde este realitatea, doamna Scărlătescu? Nu ne place să muncim?
ceea ce mi s-a întâmplat mie, de ani de zile vreau să angajez. Da, așa. De ani de zile... Faceți, dau, aveți anunțuri în permanență. Exact. Da? Și vin la, se prezintă la interviu suficiente persoane. Așa. Să-mi fie cu iertare. Dacă când eu pun un anunț și spun că vreau un consilier comercial pe vânzări, da? Autoturisme, și tu vin șlap și în pantaloni scurți la interviu, dumneavoastră ce impresie v-ar face un asemenea personaj? Când eu spun și nu-i chem pe toți la aceeași oră, pentru că modul la mine, cine a fost la mine la interviu știe, îi grupez în câte 10-12 echipe? Persoane, într-o echipă de 10-12 persoane, îi pun să le dau o temă, îi pun să vorbească între ei, pentru că important e să-i aud cum vorb. A, comunicarea, normal. Bineînțeles. Da. Gramatica, unde... A, țineți la niște lucruri, dar scăpă de... În primul rând. Deci e complicat. Deci în primul rând țin la lucrurile astea. Să știți să vorbească bine limba română, în primul rând, și ulterior discutați probabil celelalte probleme. Nu mă interesează ultimii mei doi angajați care au niște rezultate extraordinare. Sunt doi copii, da? Da. O domnișoară care acum a terminat, își dă masteratul, deci sunt de pe băncile facultății, care vând extraordinar de bine. Sunt motivați, mă uit la ei, vor să muncească, vor să câștige. Nu au venit să mă întrebe ce-mi dați? Care e salariul? A, prima întrebare, da? Da, bonuri de masă dați? Dacă femeie, plec acasă, da? Vă puteți imagina ca o femeie de servicii, în momentul când am vrut să angajăm, să mă întrebe, dar cu ce mă aduceți la servici? Am zis că nu e adevărat. Deci am zis că în nu este... În condiții în care filmul ăsta este fix în oraș. Eu înțeleg că, mă rog, că tu stai în brazdă, că noi avem pe râul lui firma. Doamna, e un aspect. Dar ca să vii să mă întrebi eu cu ce vin la serviciu, să-mi fie cu iertare. Păi, înseamnă că chiar nu vrei să muncești. Chiar n-ai nevoie de bani. Da, sunt de acord cu dumneavoastră aici și exact ceea ce discutam de dimineață cu o altă doamnă care, bineînțeles, este într-un alt domeniu ca și afacere și mi spunea, am anunțuri în permanență de la începutul anului și din păcate nu găsesc oameni. Însă, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, cei care vă aflați acum la Rânca, ce frumos e, doamna Scărlătescu împreună cu echipa și-a propus să măsoare în fiecare săptămână sau în fiecare lună către un vârf. Acum măsurăm vârful Păpușa, nu? Da. Vorbim de munții României și vorbim de Oltenia în general, da. Pentru că la Rânca va avea loc un eveniment foarte, foarte important. De fapt, se desfășoară chiar în acest moment. Spuneți-mi ce faceți cu mașinile acolo. Pentru că în acest an Nissan a avut un succes extraordinar. Cu pick-up-ul lansat cu Navara, da. A câștigat premiul internațional pentru pick-up-ul anului 2016. A fost o concurență foarte, foarte dură între Ford și între L200. Suntem mândri că am reușit să câștigăm acest lucru, pentru că acum avem această mașină cu aceste posibilități. Da. Am zis că ar fi bine să facem un lucru bun pentru Oltenia noastră. Pentru că noi, tot mergând pe Transalbina, am observat foarte mulți care merg cu rucsacul în spate. Da, în excursie, exact. În expediție. Exact. Și am făcut și noi același lucru cu Păpușa. Și am văzut, dom'le, câți metri are vârful ăsta? Nu știm. E, asta vom face acum. Deci asta se face în acest moment la Rânca. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc succes în activitate. Sunt convinsă că data viitoare când ne întâlnim se dublează numărul de unități vândute de dumneavoastră și nu numai. M-aș bucura ca toți dealerii din Craiova să vină cu astfel de noutăți, pentru că asta înseamnă că există și bani în Craiova, că se muncește, zicem noi, dacă și că economia, vă rog. O mică paranteză, într-adevăr, pentru județul Dolj acum avem semne foarte bune, comparativ cu anul trecut, în aceeași perioadă, adică în august. Erau mai puține unități? În august anul trecut erau 700 vândute, imediat vă spun, vă rog, ca să nu spun alte lucruri. Am avut 792 de mașini, iar acum avem 1263 de mașini. Aproape dublu, nu? Exact. Ca și cotă de piață, mărcile pe care le reprezint anul trecut erau decât un 32%, acum mărcile care le reprezintă în sumate au 38% din cota de piață din județul Dolj. Deci asta înseamnă că au crescut vânzările și cu precădere pe aceste mărci pe care le comercializați. Da, și mă bucur. În general au crescut pe toate mărcile, dar mă bucur foarte mult pentru că pe mărcile pe care le reprezint am creștere la unele din ele mai mult de 100%.
Da? Da? Asta ce spun cei care sunt producători? Și se bucură foarte mult, normal. Uh-huh. Iar eu mă bucur în primul rând pentru zona noastră. Da, mai vin cu facilități sau am scărătescu? Adică veniți cu și cu alte, nu știu, discounturi în condițiile în care piața, normal, este destul de variată și sunt foarte mulți pe piață? Fiecare producător are politica lui. Da, da. De exemplu, pentru Navara, pentru care discutam, avem acum 5 ani de zile întreținere gratuită. Uh-huh. Deci se vine pe partea de service, se vine sau se vine pe partea de finanțare. Adică în momentul în care eu pe finanțare dau numai de 25% a cont, eu dau dobândă zero, este un lucru extraordinar. Uh-huh. Asta vreau să subliniez, că piața în Dolj s-a dezmorțit, nu mai este ce era înainte, și mă bucură foarte tare când văd că firmele cumpără mașinile autohtone. Deci asta mă bucură foarte tare. Asta îmi demonstrează mie că după ce au cumpărat un an, doi ani, trei ani la rând firme mașini românești, au constatat că fiabilitatea sunt okay. Foarte fiabile, au constatat că sunt extraordinare și au revenit să cumpere aceleași mașini. Excelent, vă mulțumesc foarte mult. Oricum se vede pe dumneavoastră că aveți alt tonus față de ultima întâlnire. Într-adevăr, mi-ați și zis ce să vorbim. Nu știu, de fiecare dată veniți cu temele făcute, aveți statistici și nu vorbiți pur și simplu pentru că așa vă vine să vorbiți, ci pentru că verificați lucrurile, pentru că statistici făcute în primul rând probabil de producătorii de mașini și nu numai, iar dumneavoastră ca și dealer sunteți direct interesați să aflați cum stă piața și pe unde vă aflați. Corect. Nu? Normal. APIA este la baza tuturor în matriculările din județul Dolj, iar la fel vorbesc. Adică mergem pe ce se poate verifica. Culegeți informații din aproape toate aceste instituții și din întreg sistemul, nu? Bineînțeles. Și bineînțeles că suntem verificați și noi și sunt și datele producătorilor pe care îi reprezint și care în fiecare lună vin și ne arată cum suntem poziționați în piață. Întotdeauna Dacia este pe primul loc și mă bucur să spun acest lucru. Ați rămas singuri, cred, nu? Pe aici, prin zona Vânzător, da. Ca și vânzător, da. Bravo, da. Felicitări. Mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, managerul lui Luiza Scălătescu, de fiecare dată, așa cum spuneam, foarte bine pregătită și realistă, ancorată în ceea ce înseamnă până la urmă economia românească, economia doljană și mai ales vânzarea mașinilor. Așa cum spunea și domnia sa, chiar programele guvernamentale au salvat într-un fel sau altul revigorarea vânzărilor mașinilor noi. După o scurtă pauză ne revedem cu un alt invitat, rămâneți alături de noi, continuăm emisiunea și cei care sunteți acum la munte, urcați pe vârf păpușa. Prima Medical vă oferă servicii de imagistică și radiologie la cele mai înalte standarde, datorită nivelului superior de echipare cu aparatură de ultimă generație. În clinica Prima Medical puteți beneficia de servicii de rezonanță magnetică, tomografie computerizată, investigații radiologice standarde, ecografie generală și, nu în ultimul rând, litrotiție, mărunțirea sau pulverizarea calculilor urinari, fără a fi nevoie de intervenție chirurgicală. Pentru programări puteți suna la telefon 0251 315 654 sau la recepția clinicii din strada Calea București, numărul 99, în curtea Spitalului de Neuropsihiatrie. Prima Medical, o clinică fără egal. Pentru orice eveniment există florările Iris, flori naturale, exotice și decorative, și cele mai frumoase aranjamente le găsești la florările Iris, situate pe Lipsca, numărul 1, și în noua locație din strada Unirii, numărul 89. Florările Iris asigură buchete și aranjamente florale pentru toate tipurile de evenimente, realizate cu pasiune, profesionalism și originalitate. Varietatea de produse, personalul tânăr și dinamic, experiența și gustul pentru frumos în a crea ocazii deosebite definesc și individualizează florările Iris. Pentru a arăta întotdeauna perfect, alege salonul de coafură Jeunesse. Stiliștii vă stau la dispoziție pentru a vă oferi tunsori moderne și coafuri stilizate, realizate cu produse profesionale.
Salonul Jeunes și-a impus numele oferind servicii de calitate, prestigiul reprezentând simbolul calității oferit tuturor clienților. Pentru ocaziile speciale din viața dumneavoastră, Jeunes Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunes Decor. Alege întotdeauna tinerețea. Farmacia Cinara susține sănătatea ta și a familiei tale. Aici găsești medicamente cu sau fără prescripție medicală, medicamente în regim compensat și gratuit, medicamente prescrise prin programe naționale, suplimente nutritive, produse pentru mămici și copii, produse cosmetice și dermatocosmetice, echipamente medicale, produse tehnico-medicale, precum și medicamente preparate în laboratorul propriu al farmaciei. În farmacia noastră beneficiezi de reduceri prin cardul de fidelitate Cinara, dar și de oferte săptămânale și lunare. Personalul nostru calificat îți oferă sfaturi competente și utile pentru sănătatea ta și a familiei tale. Cinara, de peste 20 de ani, farmacia familiei tale. De peste 20 de ani, Cinara este farmacia ta și a familiei tale. De câte ori aveți nevoie, vă așteptăm la noi, pentru că ne pasă de sănătatea dumneavoastră. Vrei să mergi la cele mai renumite stațiuni balneare din țară, dar să nu părăsești Doljul? Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat sunt singurele baze de tratament din județ care reunesc cele mai importante procedee balneare din România și oferă condiții ultramoderne de spitalizare continuă. De la împachetări cu parafină, mofete și băi cu nămol de techirghiol și de la băi galvanice la salinoterapie și laserterapie, aici găsiți toate procedeele întâlnite la stațiuni precum Amara, Buzia și Vatra Dornei, Covazna sau Ognele Mari. Am auzit că se tratează foarte bine și m-am convins că într-adevăr așa este. Ne-am simțit foarte bine. Salariații care aveți la aparate și peste tot sunt nemaipomeniți, foarte drăguți, foarte serviabili. Tot la noi puteți beneficia și de laborator pentru recoltarea analize medicale, în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, precum și de radiologie, ecografie generală și EKG. Spitalul Buna Vestire din Calafat este singura bază de tratament din județ care dispune de bazin de recuperare cu apă pentru hidrokinetoterapie. Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat. Condiții ultramoderne, profesionalism, costuri minime. Pentru informații suplimentare, contactați personalul nostru din cele două spitale. Craiova, strada Morii, numărul 33, telefon 0251 463 311 0769 050 736 și Calafat, Hotel Panoramic, telefon 0251 232 960 sau 0769 047 898. Proiectare și construcții peste 50 de ani de experiență. Suc Piesa produce la comandă din pal dublu melaminat și lemn, mobilier birotică, mobilier casnic, livinguri, dormitoare, bucătării și holuri. Societatea dispune de echipamente de ultimă generație, producție Germania și Italia. Suc Piesa produce la comandă și accesorii funcționale și ornamentale, unicat sau de serie, pentru interior și exterior, locuințe, birouri, hoteluri, restaurante, unități comerciale, unități de producție, centre de agrement și de cult. Pentru comenzi apelați la numărul de telefon 0742 130 153 sau la sediul societății din strada Calea București, numărul 129A. Suc Piesa. Garanția noastră este calitatea. Gogule, mai zi-mi odată de ce facem noi treaba asta. Cine? Așa a zis șeful. Dacă luăm beton slab, proptim casa. Ca să nu pice când trântește cocoana ușa. Păi nea, Gogule, de ce nu folosi șeful beton de la Mitliv? Pe ce te mai plătea ca să pui proptele? Vreți să construiți o casă fără ajutorul lui nea Gogu? Cumpărați beton adevărat. Beton de la Mitliv. Fiecare
ai un autoturism sau un vehicul cu masa peste 3,5 tone, poți efectua inspecția tehnică periodică la RAC. Cafea de sâmbătă dimineața, domnilor, domnișoarelor și domnilor, continuăm. Alături de mine se află senatorul Mărini Cădincă. Bine ați venit, domnule senator. Ultima dată când ne-am întâlnit, vă pregăteați să plecați în concediu. Să rămână, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Ați venit din concediu. Au trecut două luni jumate de atunci. Am înțeles. Am și uitat. Am și uitat. Dacă nu mergeți aminte, nu. Știți, apropo de lucrul ăsta și pe mine, când mă întreba cineva, am senzația că am fost anul trecut în concediu. Da, prima dată mă opresc. Ai fost în concediu. Da, am fost în concediu. Da, am înțeles. Ce faceți? Vă pregătiți acum de activitate intensă, nu? Veți fi candidat din nou. Da, voi candida din nou la parlamentare, iar în momentul de față am intrat deja în linie dreaptă, pentru că zilele trecute a fost desemnată conducerea Biroului Electoral Central și de la marți a fost desemnat și din ziua de marți s-a intrat în linie dreaptă. Este un calendar al alegerilor până pe 11 decembrie, când practic va fi ziua alegerilor. Am înțeles. Dar vă duceți pe deputații acum, nu? Nu mai da, mi-am depus candidatura la Camera Deputaților. Dar de ce? Vreți să vedeți cum e și în cealaltă cameră? În primul rând, după cum știm, chiar dacă toată lumea știe că e Camera Superioară, Senatul. Da. Deciziile în 80% din cazuri, normal, deciziile deputații definitive se iau, da, la Camera Deputaților. Așa. Unde este Senatul decizional este pe chestiuni de politică externă, de apărare națională, de integritate sau de integrare europeană, dar aici lucrurile ne-am cam integrat în Uniunea Europeană. A rămas doar partea de directive care sunt general valabile pentru toate statele membre. A, și vă place acolo și, unde pur și simplu decizia finală o ia, da, Camera Deputaților. Am constatat de nenumărate ori că amendamente pe care am reușit să le trec la Camera Deputaților, la Senat așa, la Camera Deputaților, fiind o altă majoritate, fiind o altă forță, n-au mai trecut. Și acum vă duceți să le arătați noastră lor. Și atunci, nu, ideea este, cel mai bine se vede atunci când se face buget. Așa. Există comisia reunită de data asta, și cei de la Camera Deputaților și cei de la Senat. Și acolo se decide cum se împart banii pe 12 luni la nivelul României. Bun. Pe diverse, da, investiții. Numărul senatorilor este, și al deputaților este fix, dar, da, senatorii sunt 11, deputații sunt undeva la 21. Aproape dublu, da? Aproape dublu. Da. Ei, și este o bătălie de mai multe tipuri, inclusiv din ce cameră faci parte ca să susții un anumit proiect. Dar nu numai asta. Și atunci îți dai seama că cel mai eficient în a-ți atinge scopurile pentru care ai venit acolo este să fii acolo unde este decizia finală. Și dumneavoastră vă doriți asta? Absolut. Să fiți acolo unde este decizia. Nu pentru că au fost făcute alte jocuri în cadrul Partidului Național Liberal și pentru că au vrut alți colegi să meargă la Senat și au zis, domnule, tu ai fost un mandat. Poți să mergi în continuare și la Senat. Nu, asta e problema. Normal, sunt niște discuții, da, în partid, da, mai ales că sunteți un alt fel de partid față de cum ați candidat dumneavoastră în urmă așa cu 4 ani, nu? Nu intrăm în discuția asta, că nu aici este. Bun, e o chestiune legată de bucătărie, da, de bucătărie internă, și am discutat cu alți colegi de-ai dumneavoastră. Săptămâna trecută a fost domnul Flaviu Sirop, care spunea că își dorește să ajungă parcă tot la Camera Deputaților. Așa, și probabil, nu știu, Mario Oprea mai rămâne pe Senat ca și candidat? Da, și-a anunțat candidatura la Senat. Eugen Călinoiu și-a anunțat candidatura. Da, Eugen Călinoiu, da, și din vechiul PNL. Mario Oprea din vechiul PNL la Senat. Deja ți-a anunțat trei. Ionuț Stroie la Camera Deputaților.
Într-o conferință de presă s-au anunțat aceste lucruri. Da, s-au anunțat aceste lucruri. În da. Primul rând ar trebui să spun președintele organizației județene, domnul Nicolae Giugea, la Camera Deputaților, subsemnatul Mario Oprea la Senat. Da, ordinea care va fi? Asta se va decide în jurul datei de 1 octombrie. Ordinea pe listă de la locul 1 la locul 10 plus supleanții la Camera Deputaților. Va avantajează sau nu, participarea pe listă ca și candidați? Vedeți, eu am candidat numai unii nominal, n-am candidat pe listă. Prins, da. Deci, direct cu votul cetățeanului în față, nu prin liste. Din acest punct de vedere, să știți că este cel puțin echitabil acest sistem al listei, până la un anumit punct, pentru că dacă iei un anumit procent, cu siguranță toate voturile luate, chiar și cele care nu sunt distribuite în mod direct, se distribuie în mod cât se poate de echitabil pentru fiecare partid în parte, la nivelul partidului, la nivel național. Acum vom vedea. Important este să luăm cât mai multe voturi, pentru că niciunul din aceste voturi, după cum am spus, nu se pierd. Adică chiar dacă, să zicem, la nivelul Doljului mai rămân nedistribuite, nu știu, 100 de voturi, la nivel național acele voturi se strâng și pentru Partidul Național Liberal ele se vor materializa în încă un mandat într-un anumit județ. Am înțeles. Cu ce neîmpliniri terminați mandatul ăsta? Este evident că atunci când ești în opoziție, duci o bătălie permanentă cu cei de la putere, în primul rând pentru a-i convinge de lucrurile bune pe care trebuie să le facă, sau mai bine zis, pentru a-i convinge să nu facă anumite greșeli. Așa. Și din păcate, un număr destul de mare de greșeli Partidul Social Democrat le-a făcut cel puțin în ultimul an de guvernare. Atunci când am discutat de codul fiscal și de procedură fiscală, acum mediul de afaceri își dă seama că n-ar fi trebuit să laude acel cod fiscal și de procedură fiscală, că se văd o grămadă de neajunsuri în el, și am venit aici la dumneavoastră la emisiune și mi-a spus, da, dar e un lucru bun că se codifică. Da. În afară e gardul, e frumos, așa este, da. Ne punem în față și TVA-ul redus de la 24 la 2, e un lucru bun și acesta, dar în spate sunt foarte multe lucruri care vor apăsa pe oameni, vor apăsa mai ales pe cei care muncesc. Dar fie ca o societate comercială, domnule senator, care au susținut asta. Nu. Colegii, în primul rând vreau să vă spun un lucru care este verificat și verificabil în timp real, în timp ce vorbim. Așa. Colegii de la Senat, acolo am fost cel care am susținut să nu votăm acest proiect de lege integral, deci fără excepție au votat împotrivă la prima trecere a proiectului prin Senat, pentru că a mai venit a doua oară și de la președinte, și la Camera Deputaților, în comisie, s-au făcut că acceptă un număr mai mare de amendamente. Da. Când au ajuns în plen, au zis, da, voi ați propus reducerea de la 20 la 19% TVA-ul. Nu puteai să spui că nu e adevărat, că o propusese. Dar mai era un set de vreo 20 de amendamente, vreo 15 le-am propus eu și o parte dintre ele le-am trecut la Senat, dar la Cameră n-am mai trecut. Uh-huh. Da? Și în felul acesta a spus, păi stați puțin că și voi ați fost de acord. Noi am spus, dacă nu trec amendamentele noastre, chiar dacă trece unul, toți vom vota împotrivă, pentru că e prost și foarte prost făcut. Este evident că atunci când ești în opoziție, efortul în a spune lucrurilor pe nume este mult mai mare. N-ai la îndemână pârghiile pe care le are un guvern, n-ai la îndemână pârghiile pe care le are o majoritate parlamentară, iar lucrul acesta te face, dacă vrei să ajungi la același nivel cu ei, să faci un efort de cel puțin 2-3 ori mai mare. Nu are importanță cine e în opoziție, cine e la putere. Ideea este că dacă ești în opoziție, efortul trebuie să fie de cel puțin 2 ori mai mare, pentru că suntem și mai puțin sau sunt mai puțin cei care sunt în opoziție și lucrul ăsta... Da, când ați fost la putere, dumneavoastră erați foarte bine, erați în administrația publică locală, nu? Ați simțit așa într-un fel... Eu mă bucur că sunteți... Eu mă bucur că apreciați că eram foarte bine. Eu aș vrea să spun că am făcut multe lucruri care acum se văd din plin, cu unele dintre ele se laudă alții, dar să fie acolo cu lauda. Ideea este că eu personal nu m-am simțit confortabil, chiar dacă aveam o majoritate în Consiliul Local de
de 15 consilieri locali. De ce nu v-ați simțit confortabil? Dacă luați stenogramele Consiliului Local, veți vedea că nu scăpam de criticile, inclusiv ale colegilor mei de partid. Mai criticat decât domnul Dan Chercu n-ați fost, adică... Păi, stați puțin, și el, dar nu vreau să-l pun mai pe el, și el a fost așa. Colegul meu de partid la vremea respectivă și coleg în Consiliul Local. Și domnia sa vă critica, da? Da, dar nu era singur, adică să nu exagerăm, oprim la un singur coleg. Și în interior, și în Consiliul Local, pentru că era clar că trebuiau făcute, luate anumite măsuri, da. Foarte, unele dintre ele destul de dure. Asumate, din păcate, de altfel. Da, din păcate nu creau popularitate, dar care au avut efecte într-un buget sănătos. Am văzut că actualul primar, când a venit la primărie, a spus că am găsit doar 17 lei în cont. Asta înseamnă că execuția bugetară a fost aproape perfectă. Dacă găsea 0 lei în cont, atunci era perfectă. Nu era perfectă pentru că mai erau 17 lei. Nu știu, dar știți ce o să fac? O să-l întreb și pe domnul Solomon, că va fi domnul Solomon în emisiune mai târziu. Da. Mandatul a preluat de la domnul Solomon. Păi deci domnul Solomon a făcut execuția bugetară în ultimul an care a ajuns la 17 lei. Dar lăsați-mă să termin să vedeți tot paharul plin al lucrurilor. Cum ar fi fost dacă ar fi găsit în loc de 17 lei în cont, pentru că în fiecare lună se încasează undeva la 12, 14, 10 milioane de euro, depinde pe ce an este, da. Pe lună este. Așa. Da? Și în fiecare lună banii aia trebuie cheltuiți, nu trebuie aștepta până la sfârșitul anului. Deci asta e regula. Ai încasat banii în luna respectivă și în luna respectivă îi cheltuiești pentru că așa ai votat bugetul. Deci spuneți că nu e bine să rămâne niciun ban în cont de la o lună la alta, nu? Sau cum? Păi asta înseamnă că cineva nu muncește. Și că banii aia, spre exemplu, dacă nu se face curat în oraș, nu le dau bani. Neplătindu-i am bani în cont, dar e mizerie pe stradă. Sau mijloacele de transport. Cred că mai grav era dacă se spunea acum la modul luna viitoare vom încasa decât 17 lei, nu? Da, dar asta în mare parte... Glumim, normal. Da, dar asta în mare parte nu ținea de primar. Dar mă întrebam cum ar fi fost dacă ar fi găsit facturi neachitate de vreo 40 de milioane de euro. Sau 10, nu știu, dau niște cifre. 5 milioane de euro. Facturi neachitate. Ei, când ai cu niște bani în cont, înseamnă că toate dările sunt achitate, toate cheltuielile pe care ți le-ai asumat, păi le-ai achitat și asta înseamnă că în fiecare lună execuția bugetară. Doamna primar spunea foarte clar că are 17 lei în cont și că nu are cu ce să-și plătească datoriile. Aici a fost problema. Și că nu are cu ce să facă investiții și că nu are cu ce să continue anumite lucruri. Datoriile vin în mod curent, ca și la dumneavoastră și la mine. Factura la lumină, la gaze, la apă, la canalizare. Da. Ui, și mie e greu să-mi aduc aminte de toate chestiile. Și nu, banii aceștia nu îi aveți de la începutul anului pe toți la grămadă. Îi aveți în fiecare lună și în fiecare lună îi plătiți. Exact. Așa funcționează și o instituție publică. Nu îi plătesc în fiecare lună. Bun, acum da. Da. Cred că îi plătiți, da. Că altfel rămâne, da. Fără curent, rămâne fără, da. Gaze. Asta, da. Sunt cei mai perfecți cei de la... Curent, da. Și de la cei gaze. Care de la energie electrică, da, deci, s-a rezolvat imediat. Îți dă factura pe 3 luni dacă o plătește foarte bine. Dacă ei, o nu, plătești... că s-au mai reglementat. Da, dacă o plătești, da? Doar pe lună, atunci ai o problemă. Ți-o oprește curent. Mi s-a întâmplat o chestiune foarte amuzantă. Pe 23 decembrie, înainte de Crăciun, mi-a venit hârtie în aceea că o să mă deconecteze. Nu, da. În vară mi-a venit, acum vreo 5 ani sau 6 ani, când am plecat în concediu cu o zi înainte să vină factura, da. A venit factura, cred că cineva a luat-o de acolo, de la ușă. Și am mai stat câteva zile și m-am pomenit că nu mai e. Da, de ce nu fi plătit? De ce nu fi plătit cineva ăla care v-a luat factura? Mă rog. Da. A ajuns la concluzia că era prea mult, nu făcea față, da, și la factura noastră și la cealaltă. Glumim, dar factura era ăștia... foarte mică, era 23 de lei. Deci, dacă era o sumă mai mare, 23 de lei, tabla din noastră? Păi, pe timpul verii eram pe la părinți, am fost pe la socri. Ah, deci vă plimbați pe la fiecare. Era 23 de lei, deci nu era o... Am înțeles. Deci, astăzi spuneți să revenim nepoții la... Nepoții tot timpul își doresc să meargă pe la bunici, așa că... Ați reușit să diminuați facturile în perioada de vară. Bun. Deci să revenim la ceea ce spuneam. Spuneți că nu v-a fost foarte ușor în administrație, dar mă rog, a fost o lecție pentru ceea ce urma absolut. Să vină ca și parlamentar. Asta, da. Absolut. Este o lecție pe care nu înveți în altă parte. 100% nu înveți în altă parte. Uh-huh. Dacă vii din zona parlamentară la o primărie sau în altă structură
administrației publice centrale sau locale îți va fi enorm de greu. Dacă vii din zona administrației, fie locale, fie centrale, în zona parlamentară, e floare la ureche. Deci este mult mai ușor, știi mecanismele, le cunoști, nu mai ai nevoie de timp să le înveți, știi exact unde să apeși pe butoane, știi exact ce să ceri și ceea ce, ce trebuie să se, să se voteze. Domnule senator, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, se spune că alegerile locale de fiecare dată sunt ca o oglindă pentru ceea ce urmează ca și alegeri parlamentare sau prezidențiale în condițiile în care se suprapun. Spuneți-mi ce înseamnă pentru dumneavoastră, pentru partid, având în vedere faptul că la locale ați avut eșec... în câștigarea alegerilor. În principiu, alegerile locale îți pun o fundație foarte serioasă pentru alegerile generale. Știți cum se spune în fotbal? Niciun meci de fotbal nu seamănă cu același. Adică dacă două echipe de fotbal joacă un prim meci și au un rezultat, în al doilea meci nu este absolut sigur că se va termina la fel. Asta condiționează că se schimbă antrenorul? Sau cum? Nu, în primul rând că poți să bagi în echipă alt jucător și avem alt jucători în teren acum. Sau să schimbe antrenorul. În teren. Cu siguranță că se discută pe alte baze și pe alte principii. Fiind alți oameni, este o altă anvergură. Nu, ce ați învățat dumneavoastră din locale? Ce ați învățat și ce, cu ce veniți nou pentru parlamentare? Pentru că, până la urmă, faptul că veniți și ne spuneți nu numai nouă, ci tuturor care vă intervievează că, într-adevăr, a fost un eșec și că asta a fost, cu ce vă schimbați? Că, până la urmă, aici sunt măsurile. Păi, în primul rând, venim cu oameni cu experiență multă și foarte multă, chiar dacă sunt tineri. Nu mai e unii nominari, acum sunt liste... Stați o secundă, oamenii credeți că nu se uită la acea listă? Eu cred că cine spune asta se înșală, pentru că este foarte, foarte important. Se vor uita și, eu, părerea mea e că se vor uita și la locul 10. Da. Cine este și ce poate. Cel puțin electoratul PNL este un electorat extrem de exigent și cântărește fiecare candidat și am constatat și când era vot uninominal și când a fost vot pe listă, chiar dacă n-am candidat eu, mergeai în stradă și îți spunea omul, îl votez pentru, și vă dau exemplu. Păi era uninominal. Da, dar și la listă, și vă spun și la listă și la uninominal, chiar dacă la listă n-am candidat. Să nu spuneți că s-a votat lista pentru o singură persoană, de acolo că nu vă cred, adică... Lăsați-mă două secunde. Da. La alegerile generale din 2008, în Craiovița, mai mulți oameni, deci nu o singură zi, ci mai mulți oameni au spus votăm candidatul PDL-ului, noi nu suntem iubitori de PDL, așa, pentru domnul Surpățean. În Valea Roșie au venit și ne-au spus, știm cine e candidatul, nu trebuie să ne spuneți. Este domnul Udriștoiu, domnul doctor Udriștoiu. Și îl votăm, nici nu ne interesează ce partid este. Mesaje de genul ăsta îți arată că oamenii te cântăresc. La alegerile... Păi, dar n-au prins uninominalul. Da, păi. Acum la alegerile de listă. La alegerile de listă vă dau un exemplu de la locale din 2008. În 2008, pe lista pe care eram și eu, în primii 15, aveam 8 colegi, care au și intrat de altfel, care erau sub 30 de ani sau trecuseră un pic de 30 de ani. 26, 27, 28 de ani și mergeam cu ei în stradă. Eram și eu mai tânăr atunci, cu vreo 8 ani, și eram în stradă. Și pe unul din colegi, în brazdă, chiar în piață, l-a oprit și a zis, tu de ce faci campanie? Erau mai mulți domni și doamne acolo. Păi știți, vreau să iasă. Tu candidezi? Da. Arată-mi lista, dacă ești pe listă, eu vin și eu te votez. Nu l-a întrebat pe ce loc este. Era pe un loc foarte bun. I-a plăcut loc... cum vorbea, i-a era plăcut atitudinea. Da, l-a întrebat prima dată. De ce candidezi? Tu ai făcut o școală? Și tânărul era mărinică din cap? Nu. Era un coleg cu 4 ani mai mic ca mine. Repet, era un coleg cu 4 ani mai mic. I-a spus că e inginer. I-a spus lucrează la o fabrică importantă din Craiova. L-a întrebat și dacă e căsătorit. I-a spus nu, încă nu sunt căsătorit. Dar o să mă căsătoresc. Am o prietenă și era cu soția și mai erau cu cei doi copii, fată și băiat, care votau și ei. I-a arătat pe listă. După ce l-a convins, i-a arătat și buletinul, au plecat cei doi domni și colegul meu care lucra foarte mult pe Valea Roșie... Domnul senator, ăsta e banc sau ce? Nu, vi-l și prezint. Așa. Vi-l și prezint. Credeți-mă, sunt lucruri pe care le-am învățat stând în stradă, zi de zi, cu oamenii și în campanii electorale unde sunt mult mai deschis la a spune părerea. Știți ce mi-a spus? În Valea Roșie primesc aceeași întrebare. Tu candidezi? Scurt. Cine era domnule Dincă? Ascultați-mă, au fost mai mulți colegi. Păi nu.
Deja mă faceți curioasă. Sabin Giurgiu îl cheamă pe colegul meu. Așa, dar da? Nu v-am spus că într-un fel sau altul marginalizez pe ceilalți colegi. Pentru că, repet, 5 dintre ei erau așa în jurul vârstei 27 de ani, 25-27. Și n-a câștigat domnul Giurgiu. Bă, da. Domnul Giurgiu a fost un mandat întreg în Consiliul Local din prima. A, vorbiți de Consiliul Local. Da, că dacă ziceți parlamentare. Nu, da. Nu. Oamenii se uită. Asta e important să înțelegem, că oamenii se uită, da, și cântăresc pe fiecare. Bun, sunt și cei care votează, sunt și din aceștia, care votează pur și simplu pentru că au afinitate față de PNL sau normal, față de PSD. Normal. Dar sunt din ce în ce mai mulți oameni care te cântăresc. Și tocmai acum se trecut la votul pe listă, când dumneavoastră propovăduiți omul, da? Adică votul uninominal. V-am dat exemplu că cântăresc oamenii, alegătorii, și când au fost pe listă. La Consiliul Local tot timpul s-a candidat pe listă. Noi nu credeam, noi îl aveam atunci ca și motor, ca și tractor, pe Antonie Solomon. Da, normal. Ei, și ne puneam baza că toată lumea care va veni la vot, sau o mare majoritate care va veni la vot, vor vota partidul nostru, pentru că l-avem pe Antonie Solomon. Este normal, tot timpul se întâmplă asta. Uitați, ei, inclusiv actualul primar, care a spus că va candida pentru Camera Deputaților, pentru imagine și pentru a atrage partidul. Am constatat, pe de o parte, că a fost o diferență între partid și candidat, și am constatat că anumite categorii de oameni care votau, da, partidul nu votau candidatul, da, și invers. Da. Drept urmare, nu trebuie să desconsider că există aceste categorii. Nu, nu, nu e vorba de desconsiderare. Și vă spun că din 2008 până acum, categoria acestor oameni a crescut mult și foarte mult față de câți erau în 2008. Și la alegerile, m-ați întrebat ce am învățat de la alegerile locale. Da. De la alegerile locale. Da. Și în primul rând asta am învățat. Să ne aducem aminte de categoria asta care ne trăgeau de mânecă și ne spuneau: ia mai spunem, cine e candidatul? Ce face candidatul? Pe cine mai aveți pe listă? Ce știu oamenii ăștia să facă? Unde au muncit oamenii ăștia? Domnule senator, dar vă aduc aminte de ce zicea președintele partidului Nicolae Giurgea când își prezenta echipa. Și a prezentat eu echipa și spunea... de Consiliul Local acum. Și vorbim și de Consiliul Județean și de... Da. Spunea, domnule, noi venim cu oameni cu expertiză, oameni care așa vine este. Omul și la locul, omul potrivit la locul potrivit. Așa este. Și... Așa este. Și lista de Consiliu Județean a luat mai mult decât lista de Consiliu Local. Datorită județului, normal. Și, lista de... Hai să nu le amestecăm. Lista de Consiliu Județean în municipiul Craiova a primit mai multe voturi. De... Păi nu putem să comparăm mere cu castraveți. Păi nu, lista de Consiliu... de județ, nu, ca și Consiliu lista Județean. De Consiliu Județean a primit mai multe voturi în Craiova decât lista de Consiliu Local. În Craiova. Deci numai în Craiova facem comparație. Deci să înțeleg foarte clar că... Lucrurile astea sunt lucruri pe care le-am învățat, este obligatoriu să le respectăm și eu cred că avem responsabilitatea să punem pe listele, de, chiar dacă sunt liste, așa, de candidați la Camera Deputaților și Senat, oameni de care cea mai bună calitate. Am înțeles. Și care să fie și cunoscuți de către craioveni. Și cunoscuți, dar nu obligatoriu, pentru că oamenii se prezintă în campania electorală. Foarte puțin. Într-o lună de zile, dacă te apuci să... Să știți că avem experiențe când oameni cu foarte puțină notorietate au câștigat alegeri și oameni cu foarte, foarte multă notorietate au pierdut alegerile. Sunt niște excepții, într-adevăr, care întăresc regula, dar care, din păcate, nu funcționează la nivelul întregii țări și cu precădere la nivelul în Oltenia. Și știți foarte bine bazinul electoral cu ea aparține în zona noastră. Audit. N-aș vrea să dau exemple, dar rămânem în zona aceasta. Rămânem în zona asta. Mulțumesc foarte mult. Vă aștept și cu altă ocazie. Nu știu dacă ne mai vedem până la alegerile parlamentare. S-ar putea dacă să ne mă întâlnim... invita, să știți că ne mai vedem. Păi să vedem cum decur lucrurile din punct de vedere al legii electorale și ce putem să facem și ce nu putem să facem. Știți că suntem... Păi la alegerile electorale, vă spun eu, așa? Putem să facem, da, emisiuni pe alt principiu decât cel de la alegeri locale, în sensul că pot exista raporturi contractuale între televiziuni și... În sfârșit, și, da. Și candidați. Și partide. Partide, pentru că există lista. Da, și se face pe partid, nu pe candidat. Am înțeles. O fi venit soarele și pe strada noastră. Mulțumesc foarte mult, domnule senator, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Marinică Dincă, senator, și așa cum a anunțat de data aceasta, în decembrie îl veți găsi pe listele Camerei Deputaților, nu? Așa. Încă o dată vă mulțumesc și vă doresc succes cât mai aveți mulțumesc din activitate. Frumos. Cât mai aveți din activitatea de senator? Până pe 19 decembrie. Până pe 19 decembrie lucrați, da? Da. Și după aceea intrați în campanie... Ba nu, în campanie... Până pe 19 decembrie. Păi ce, vă mai duceți în campanie? Nu vă mai duceți. V-ați intrat cât este activitatea. A, până bun. Pe 19 decembrie. Da. Eu vă spun că vom merge și în campania electorală, chiar dacă unii vor spune că... Da. Da, nu, veți vedea mai că... puțin așa, la relanti. Bun, acum decizia va fi a plenului Senatului. Cât, cum și în ce fel se va realiza acest lucru.
Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Doamne, domnul Șarlo, și domnul, rămâneți alături de noi. Continuăm emisiunea. După o scurtă pauză ne revedem cu un alt reprezentant. Veți vedea imediat despre cine este vorba. Prima Medical vă oferă servicii de imagistică și radiologie la cele mai înalte standarde, datorită nivelului superior de echipare cu aparatură de ultimă generație. În clinica Prima Medical puteți beneficia de servicii de rezonanță magnetică, tomografie computerizată, investigații radiologice standarde, ecografie generală și, nu în ultimul rând, litrotiție, mărunțirea sau pulverizarea calculilor urinari, fără a fi nevoie de intervenție chirurgicală. Pentru programări puteți suna la telefon 0251 315 654 sau la recepția clinicii din strada Calea București, numărul 99, în curtea Spitalului de Neuropsihiatrie. Prima Medical, o clinică fără egal. Pentru orice eveniment există florările Iris, flori naturale, exotice și decorative, și cele mai frumoase aranjamente le găsești la florările Iris, situate pe Lipsca, numărul 1, și în noua locație din strada Unirii, numărul 89. Florările Iris asigură buchete și aranjamente florale pentru toate tipurile de evenimente, realizate cu pasiune, profesionalism și originalitate. Varietatea de produse, personalul tânăr și dinamic, experiența și gustul pentru frumos în a crea ocazii deosebite definesc și individualizează florările Iris. Pentru a arăta întotdeauna perfect, alege salonul de coafură Jeunesse. Stiliștii vă stau la dispoziție pentru a vă oferi tunsori moderne și coafuri stilizate, realizate cu produse profesionale. Salonul Jeunesse și-a impus numele oferind servicii de calitate, prestigiul reprezentând simbolul calității oferit tuturor clienților. Pentru ocaziile speciale din viața dumneavoastră, Jeunesse Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunesse Decor. Alege întotdeauna tinerețea. Farmacia Cinara susține sănătatea ta și a familiei tale. Aici găsești medicamente cu sau fără prescripție medicală, medicamente în regim compensat și gratuit, medicamente prescrise prin programe naționale, suplimente nutritive, produse pentru mămici și copii, produse cosmetice și dermatocosmetice, echipamente medicale, produse tehnico-medicale, precum și medicamente preparate în laboratorul propriu al farmaciei. În farmacia noastră beneficiezi de reduceri prin cardul de fidelitate Cinara, dar și de oferte săptămânale și lunare. Personalul nostru calificat îți oferă sfaturi competente și utile pentru sănătatea ta și a familiei tale. Cinara, de peste 20 de ani, farmacia familiei tale. De peste 20 de ani, Cinara este farmacia ta și a familiei tale. De câte ori aveți nevoie, vă așteptăm la noi, pentru că ne pasă de sănătatea dumneavoastră. Vrei să mergi la cele mai renumite stațiuni balneare din țară, dar să nu părăsești Doljul? Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat sunt singurele baze de tratament din județ care reunesc cele mai importante procedee balneare din România și oferă condiții ultramoderne de spitalizare continuă. De la împachetări cu parafină, mofete și băi cu nămol de techirghiol și de la băi galvanice la salinoterapie și laserterapie, aici găsiți toate procedeele întâlnite la stațiuni precum Amara, Buzia și Vatra Dornei, Covazna sau Ognele Mari. Am auzit că se tratează foarte bine și m-am convins că într-adevăr așa este. Ne-am simțit foarte bine. Salariații care aveți la aparate și peste tot sunt nemaipomeniți, foarte drăguți, foarte serviabili. Tot la noi puteți beneficia și de laborator pentru recoltarea analize medicale, în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, precum și de radiologie, ecografie generală și EKG. Spitalul Buna Vestire din Calafat este singura bază de tratament din județ care dispune de bazin de recuperare cu apă pentru hidrokinetoterapie. Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat. Condiții ultramoderne, profesionalism, costuri minime.
Pentru informații suplimentare, contactați personalul nostru din cele două spitale. Craiova, strada Morii, numărul 33, telefon 0251-463-311, 0769-050-736 și Calafat, Hotel Panoramic, telefon 0251-232-960 sau 0769-047-898. Proiectare și construcții peste 50 de ani de experiență. Suc Piesa produce la comandă din pal dublu melaminat și lemn, mobilier birotică, mobilier casnic, livinguri, dormitoare, bucătării și holuri. Societatea dispune de echipamente de ultimă generație, producție Germania și Italia. Suc Piesa produce la comandă și accesorii funcționale și ornamentale, unicat sau de serie, pentru interior și exterior, locuințe, birouri, hoteluri, restaurante, unități comerciale, unități de producție, centre de agrement și de cult. Pentru comenzi apelați la numărul de telefon 0742 130 153 sau la sediul societății din strada Calea București, numărul 129A. Suc Piesa. Garanția noastră este calitatea. Neagogule, mai zi-mi odată de ce facem noi treaba asta. Cine? Așa a zis șeful. Dacă luăm beton slab, propt în casa, ca să nu pice când trântește cocoana ușa. Păi, Neagogule, de ce nu folosi șeful beton de la Mitliv? Pe ce te mai plătea ca să pui proptele? Vreți să construiți o casă fără ajutorul lui Neagogu? Cumpărați beton adevărat. Beton de la Mitliv. Un autoturism sau un vehicul cu masa peste 3,5 tone poți efectua inspecția tehnică periodică la RAC. Am revenit la emisiunea Cafea de sâmbătă. Din azi, domnilor dumneavoastră și domnilor, un alt invitat. Alături de mine se află domnul director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Am reușit. Domnul Florin Stancu, bine ați venit. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Ce faceți, domnule director? În general, facem bine și cu atât mai bine că am terminat vacanța și am terminat-o reușind să facem tot felul de bucurii copiilor din sistem. Și suntem mândri de asta și suntem mândri și de reușitele unora dintre ei care au trecut într-o altă etapă, au intrat la liceu, au intrat la facultate. Și da, unii dintre ei așa sunt foarte buni. Suntem bucuroși acum la început de an școlar. Sperăm să fie un an bun, cu succes. Mai bun decât cel care a trecut, nu? Sau aproape a trecut, cam da? Pentru asta milităm în fiecare an să fie un pic mai bine decât a fost anul precedent. Și în general reușim menținându-ne cumva și în media județului, așa ca promovabilitate, ca vorbiți de școală, de partea educațională. Exact. Însă ați trecut prin lucruri destul de dure și Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului a fost, din păcate, în vizorul presei naționale. Am avut cazuri de suicid, am avut cazuri de copii maltratați, bătuți. Cum ați remediat problemele pe această parte? Au fost accidente, au fost incidente care sigur că nu le-a dorit nimeni, sigur că nu au putut fi prevăzute. S-au luat măsurile de urgență imediat și sigur a existat și un plan de monitorizare, de intervenție mult mai atent pentru perioada care a urmat. Psihologii, specialiști în domeniu ne spun că există o perioadă de 3-6 luni de vulnerabilitate și am reușit să o gestionăm cu succes, să nu se mai repete astfel de fenomene și să putem să identificăm normalitatea și să mergem mai departe. Cum se identifică normalitatea în condițiile în care aici nu depindeți de mama natură, ci depindeți de oameni, de sistem, de lege?
de echipa pe care o coordonați până la urmă. Normalitatea este în strânsă legătură cu a înțelege ceea ce ești, ceea ce se întâmplă cu tine, ceea ce se întâmplă în jurul tău, să eviți depresiile, să eviți angoasele. Asta spun cu cine? Aveți oameni, aveți specialiști? Depistează la timp aceste forme pe care le au acești copii? Lucrează în acest sens și dacă în urmă cu 10 ani de zile la nivelul direcției noastre existau 4 psihologi, în prezent există 40 de psihologi, dar în continuare nu sunt suficienți. Vorbim de 1400 de copii care sunt sub măsură de protecție într-o formă sau alta și sigur că vorbim de niște intervenții care sunt planificate și conform reglementărilor în vigoare. Adică avem niște legi care normează un anume număr de copii la un psiholog și sigur că atunci când vorbim de copii la vârsta adolescenței, timpul alocat unui astfel de dosar este consistent mai mare decât cel acordat unui copil de grădiniță, spre exemplu. Dar în cazurile copiilor și copilului care s-a ținut ucis, unde s-a pierdut contactul cu normalitatea? A fost vorba de oameni, de supraveghetori, de psiholog care n-a știut să gestioneze sau să-și dea seama la timp care acest copil o problemă? A fost și o fire introvertită, specialiștii din toate verificările și toate analizele nu au ajuns la o concluzie care să spună că putea fi identificată această problemă și aceste trăiri ale sale, pentru că știa să le mascheze foarte bine. Din păcate sunt și astfel de situații unde cu toată știința, cu toată priceperea și cu toată bunăvoința și implicarea sunt niște limite care nu pot fi depășite. Sperăm noi ca să forțăm aceste limite și să fie evitate astfel de cazuri pentru totdeauna. Au existat măsuri luate de către dumneavoastră ca și manager, ca și director general al direcției pentru oamenii care nu au gestionat bine această situație? Au fost făcute verificări pe toate planurile. Așa. Au fost aplicate și sancțiuni, dar nu în relație directă cu acest eveniment. Și sigur că la orice verificare apar și altele. Da. De suprești, să zicem așa. Da, care au fost trecute cu vederea, care n-au fost observate și atunci când se fac niște verificări mai atente, verificări pe care noi le facem periodic la nivelul instituției, dar sigur în urma unui astfel de eveniment se pornesc altele și mai puternici. Au fost și de la nivelul instituției și de la nivelul forurilor superioare, de la minister, de la autoritatea Au făcut națională. Verificările și la ce concluzie au ajuns? Care a fost raportul acestora? Există condiții bune și foarte bune în centrele noastre, există personal calificat, există personal... Ca și calitatea vieții, vă referiți la locație, pur și simplu la condițiile de cazare, hoteliere. La locație și la nevoile de bază, la asigurarea. Da, dar aici lucrați cu oameni, exact ceea ce îmi spuneați și mie, așa cu copii, este. Cu tineri, cu cei care au nevoie de afectivitate și care nu o au, cu asistenți maternal, mai mult sau mai puțin verificați de sistemul dumneavoastră. Așa este, dar atunci când vorbim de afecțiune, când vorbim de nevoia de a iubi și a te simți iubit, sigur că nu putem niciodată să măsurăm foarte concret și niciodată nu putem să spunem că este de ajuns. Sunt copii, sunt la vârsta adolescenței, o mare parte dintre ei și sigur că aceste sunt probleme probabil mult mai... Da, altfel organizat. Mari decât l-ar avea un copil care stă într-o familie normală. Există persoane de referință pentru fiecare dintre ei, persoane de referință care nu stabilește cineva anume și o aleg ei din anturaj, câteodată este din cadrul instituției, câteodată din afara instituției, fie că vorbim de un cadru didactic, de un vecin, de o altă persoană, ei dezvoltă aceste relații de atașament către o persoană sau alta, noi încurajăm să existe această persoană de referință, dar sigur că și într-o familie normală apar și momente de tensiune, de certuri, de dezamăgiri, de așteptări înșelate și... Și din acest punct de vedere s-au luat măsuri? Ați venit cu ceva noutăți? Ați venit cu ceva îmbunătățiri pentru ca, eu știu, pe viitor să nu se mai întâmple lucrul ăsta? Apropo de vacanța care tocmai s-a încheiat și probabil activitatea pe care ați avut-o la fel de intens, să spun eu, în cadrul direcției. Au fost luate măsuri pe toată plaja existentă ca posibilități de a lua măsuri, de la a face psihoterapie individuală sau de grup cu ei și sigur cu specialiști din afara instituției. Am identificat psihoterapeuți dintre cei mai buni din țară de undeva de la București care au venit și au lucrat cu copiii o perioadă de timp.
până la Măsuriu. Pe o perioadă scurtă, mă gândesc, nu? De aproximativ 3 luni de zile, dar sigur că în etape așa, de câte 2-3 zile. Și se mai repetă aceste terapii pe care le veți aborda în cadrul direcției cu copii? Din analizele noastre, probabil că o să repetăm aceste lucruri în primăvara anului viitor, în funcție de vulnerabilități, de grupurile identificate și, sigur, măsuri care sunt evaluate și reevaluate periodic. Și, sigur, măsurile organizatorice de monitorizare mai atentă, de colaborare cu alte structuri, vorbim aici și de poliție și de școală și de alte instituții cu care noi colaborăm. Am încercat și o implicare mai puternică a preoților parohi din zonele în care avem așezămintele acestea și spunem noi că s-a format un grup de suport, inclusiv un grup de suport special cu tineri care au fost în sistem și care au ieșit și acum sunt pe picioarele lor, au o slujbă, au unii dintre ei chiar o familie, o casă unde locuiesc și aceste modele de bună practică încercăm să le... Să le aduceți în fața acestor copii. Ați pus în practică o astfel de, să zicem, celulă de criză, adică o astfel de echipă a mers să discute cu copii, cu adolescenți, cu cei care îi aveți în centre? Sau încă nu? În permanență se întâmplă lucrurile astea. Există întâlniri periodice de identificare a nevoilor, fie într-un cadru formal, fie într-un cadru informal, așa cum vă vorbeam de acest grup de suport pe care l-am făcut cu ajutorul celor care au părăsit sistemul și acum sunt pe cont propriu. Și care doresc să vină probabil în aceste centre, de altfel fiind foarte sensibil, am văzut inclusiv în, la nivel național, copii care au plecat din centre, care au reușit să meargă la facultate, care și-au întemeiat o familie și care din puținul lor vin să-i ajute pe cei care au rămas din nefericire în centrele de plasament și nu numai. Au fost și cazuri, nu să abordăm acum toate aceste probleme, să zicem, pentru că este început de an și ne dorim să remediați toate lucrurile care au fost deficiente și să puneți pe picioare un sistem care să funcționeze, și cazuri în care, din păcate, supraveghetorii nu au fost la locul faptei, să spun așa, copii care au fost, au probleme, care au fost s-au bătut între ei, care și-au spart capetele, care i-am văzut și au și prezentat colegii mei din presa scrisă. S-au întâmplat aceste lucruri nu în așezămintele noastre, nu în casele de tip familial sau în centrele noastre, ci în internatele școlare. Acolo regulile sunt un pic diferite, numărul de personal este mult diminuat față de ce se întâmplă în sistemul nostru și atunci, sigur, unde supravegherea este mult mai redusă și contactul cu copilul este mai rar, sigur se pot ajunge și la astfel de situații. Din verificările noastre și din informările care le-am primit și de la internatele școlare, da, cred că și ei au luat măsurile necesare ca anul școlar care urmează să nu se mai întâmple astfel de evenimente nedorite. Ce facem în anul următor, da? Aveți un plan de investiții, centrele pe care dumneavoastră le spuneați în cadrul emisiunilor trecute vor primi îmbunătățiri, vă veți dezvolta, există fonduri pe care le-ați accesat sau care urmează să le accesați pentru dezvoltarea structurii direcției? Ce este în general, noi tot ce am investit, tot ce am reformat și am dezvoltat la nivelul de direcției de asistență socială și protecția copilului, am făcut-o accesând fonduri europene. Din păcate, suntem într-o perioadă în care nu sunt disponibile aceste fonduri europene. Noi avem un portofoliu de proiecte de peste 30 de proiecte pe care vrem să le facem. Le abordăm, sigur, în ordinea priorităților și ca noutate și ca obiectiv pe termen scurt, să zicem anul viitor și începutul anului 2018, ar fi deschiderea a 2 noi centre pentru tinerii cu dizabilități, pentru persoanele adulte cu handicap, unul în zona Calafatului, în comuna Ciupercenii Noi, o locație care este aproape și de spitalul din Calafat și de spitalul din Poiana Mare și o locație care am găsit-o cu sprijinul primăriei de acolo și care credem noi că va fi un centru care să asigure nevoile pentru persoanele adulte cu handicap. Asta pentru, aplicați pentru fonduri europene? Sau pur și simplu vor fi făcute din fondurile? Nu, pe acest exercițiu nu o să existe... Nu există bani pentru așa ceva? Nu există linii pentru asistență de sociale și pentru... Ba da, există pentru asistență socială, dar nu pentru centre rezidențiale. Ah, și din păcate noi avem nevoie să facem în continuare centre rezidențiale. Avem copii care fac 18 ani și trebuie să treacă în centre pentru adulți
care centre pentru adulți sunt pline în acest moment și trebuie să dezvoltăm noi centre. Vă spuneam de acesta în Ciupercenii Noi și încă unul în comuna Călărași, fiind foarte aproape de Bechet și de Buleni, va deservi întreaga zonă. Acea zonă, da. Și este de asemenea aproape de spitalul de la Buleni, un spital care se dezvoltă arată foarte bine, da. Și care este tot în grija Consiliului Județean. Deci, practic, aceștia vor fi banii dumneavoastră, nu? Banii Consiliului Județean, da. Pe care, încercăm să coordonează. Într-adevăr, da. Și o noutate pentru centrele de copii. Vrem să mansardăm un centru de recuperare și să putem oferi și cazare pentru copiii din județ care au nevoie de recuperare. Sigur, nu putem să facem astfel de centre în tot județul. Am reușit în Craiova, am reușit la Băilești și e important la Băilești pentru că în Băilești și zona limitrofă sunt peste 200 de copii cu dizabilități. A spus, dacă e, poate, care beneficiază de recuperare acolo. Zona cu cea mai mare incidență din punctul ăsta de vedere. Pentru ceilalți, aproximativ 700-800 de copii din județ, avem un serviciu de echipă mobilă care merge și face recuperare la domiciliu. Uh-huh. Dar costurile sunt ridicate și nu le pot suporta. Există și foarte... Nu, sunt ridicate pentru noi, pentru ei sunt gratuite, dar apar și foarte mulți timpii morți pentru specialiști. Un kinetoterapeut care se urcă în mașină și face o oră dus, o oră întors, în loc să facă recuperarea unui copil, stă pe drum și nu este foarte bine. Și atunci încercăm să facem acest spațiu în care să-i găzduim pe copii pe perioada recuperării, 10-14 zile, să le oferim toate condițiile, cazare, masă, da? Și să poată beneficia de ședințe de recuperare. Și când estimați că va fi terminată această mansardare și când va fi centrul ăsta funcțional până la urmă? Suntem în etapa în care am scos la licitație proiectarea și, din păcate, chiar s-a întâmplat licitația zilele trecute și nu a venit niciun proiectant. O să reluăm această licitație, sperăm noi să apară acest interes și să găsim și proiectantul care să o facă și, ulterior, sigur, constructor. De asta vă spuneam, de finalul anului 2017, începutul anului 2018, estimăm noi să fie gata. Să fie funcțional, da. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult, domnule director, doamnă domnișoară și domnilor alături de noi, Florin Stancu, directorul general al Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului. Există o listă de așteptare, există cazuri care, din păcate, nu aveți cum să le găzduiți într-o formă sau alta? Nu, asta nu se întâmplă, dar să spuneam că suntem într-un moment în care trebuie să dezvoltăm lucrurile pentru că toate centrele sunt ocupate la capacitate. Deci în momentul ăsta cine a venit a și găsit un răspuns favorabil din partea direcției, nu? Întotdeauna s-a întâmplat așa și sigur vor fi identificate soluții și pe viitor. Aveți echipe care merg și pe în teren, apropo de sărăcie, apropo de violență domestică, apropo de mame și copii care sunt maltratați în familii? Pe violență domestică avem un centru, nu putem să ne ocupăm noi de identificare, așteptăm sesizării atunci când este nevoie. Primărie, vecini, sau în mod direct pe un număr de telefon scurt pe care îl avem la dispoziție, atât pentru problemele ce îl privește pe copil, cât și pentru adultul cu dizabilități, dar și pentru violență domestică, este 0251983. Funcționează 24 de ore din 24 și o echipă de la noi va interveni ori de câte ori există solicitări. Există și solicitări la care răspundeți chiar dacă persoana respectivă de la capăt celălalt al firului sau cel care face sesizarea scrisă nu vrea să-și pună numele? Da, numai că nu pleacă de îndată echipa și facem verificări ca cu cei din localitatea degeaba. Respectivă. Da. Da. Apelăm de obicei la sprijinul poliției sau al primăriilor. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, domnule director, doamna domnișoarelor și domnilor Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului, reprezentată aici chiar de directorul general Florin Stancu. Ne reîntoarcem în câteva minute. Rămâneți în fața micilor ecrane, veți vedea imediat despre cine este vorba. O surpriză pentru dumneavoastră, pentru telespectatorii Cafelei de sâmbătă dimineața și nu numai. Prima
Prima Medical vă oferă servicii de imagistică și radiologie la cele mai înalte standarde, datorită nivelului superior de echipare cu aparatură de ultimă generație. În clinica Prima Medical puteți beneficia de servicii de rezonanță magnetică, tomografie computerizată, investigații radiologice standarde, ecografie generală și, nu în ultimul rând, litrotiție, mărunțirea sau pulverizarea calculilor urinari, fără a fi nevoie de intervenție chirurgicală. Pentru programări puteți suna la telefon 0251 315 654 sau la recepția clinicii din strada Calea București, numărul 99, în curtea Spitalului de Neuropsihiatrie. Prima Medical, o clinică fără egal. Pentru orice eveniment există florările Iris, flori naturale, exotice și decorative, și cele mai frumoase aranjamente le găsești la florările Iris, situate pe Lipscan numărul 1 și în noua locație din strada Unirii numărul 89. Florările Iris asigură buchete și aranjamente florale pentru toate tipurile de evenimente, realizate cu pasiune, profesionalism și originalitate. Varietatea de produse, personalul tânăr și dinamic, experiența și gustul pentru frumos în a crea ocazii deosebite definesc și individualizează florările Iris. Pentru a arăta întotdeauna perfect, alege salonul de coafură Jeunesse. Stiliștii vă stau la dispoziție pentru a vă oferi tunsori moderne și coafuri stilizate, realizate cu produse profesionale. Salonul Jeunesse și-a impus numele oferind servicii de calitate, prestigiul reprezentând simbolul calității oferit tuturor clienților. Pentru ocaziile speciale din viața dumneavoastră, Jeunesse Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunesse Decor. Alege întotdeauna tinerețea. Farmacia Cinara susține sănătatea ta și a familiei tale. Aici găsești medicamente cu sau fără prescripție medicală, medicamente în regim compensat și gratuit, medicamente prescrise prin programe naționale, suplimente nutritive, produse pentru mămici și copii, produse cosmetice și dermatocosmetice, echipamente medicale, produse tehnico-medicale, precum și medicamente preparate în laboratorul propriu al farmaciei. În farmacia noastră beneficiezi de reduceri prin cardul de fidelitate Cinara, dar și de oferte săptămânale și lunare. Personalul nostru calificat îți oferă sfaturi competente și utile pentru sănătatea ta și a familiei tale. Cinara, de peste 20 de ani, farmacia familiei tale. De peste 20 de ani, Cinara este farmacia ta și a familiei tale. De câte ori aveți nevoie, vă așteptăm la noi, pentru că ne pasă de sănătatea dumneavoastră. Vrei să mergi la cele mai renumite stațiuni balneare din țară, dar să nu părăsești Doljul? Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat sunt singurele baze de tratament din județ care reunesc cele mai importante procedee balneare din România și oferă condiții ultramoderne de spitalizare continuă. De la împachetări cu parafină, mofete și băi cu nămol de techirghiol și de la băi galvanice la salinoterapie și laserterapie, aici găsiți toate procedeele întâlnite la stațiuni precum Amara, Buzia și Vatra Dornei, Covazna sau Ognele Mari. Am auzit că se tratează foarte bine și m-am convins că într-adevăr așa este. Ne-am simțit foarte bine. Salariații care aveți la aparate și peste tot sunt nemaipomeniți, foarte drăguți, foarte serviabili. Tot la noi puteți beneficia și de laborator pentru recoltarea analize medicale, în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, precum și de radiologie, ecografie generală și EKG. Spitalul Buna Vestire din Calafat este singura bază de tratament din județ care dispune de bazin de recuperare cu apă pentru hidrokinetoterapie. Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat. Condiții ultramoderne, profesionalism, costuri minime. Pentru informații suplimentare, contactați personalul nostru din cele două spitale. Craiova, strada Morii, numărul 33, telefon 0251 463 311 0769 050 736 și Calafat, Hotel Panoramic, telefon 0251 232 960 sau 0769 047 898. Proiectare și construcții, peste 50 de ani de experiență.
Suc Piesa produce la comandă din PAL dublu melaminat și lemn, mobilier birotică, mobilier casnic, livinguri, dormitoare, bucătării și holuri. Societatea dispune de echipamente de ultimă generație, producție Germania și Italia. Suc Piesa produce la comandă și accesorii funcționale și ornamentale, unicat sau de serie, pentru interior și exterior, locuințe, birouri, hoteluri, restaurante, unități comerciale, unități de producție, centre de agrement și de cult. Pentru comenzi apelați la numărul de telefon 0742 130 153 sau la sediul societății din strada Calea București, numărul 129A. Suc Piesa. Garanția noastră este calitatea. Auzi, Neagogule, mai zi-mi odată de ce facem noi treaba asta. Cine? Așa a zis șeful. Dacă luăm beton slab, proptim casa, ca să nu pice când trântește cocoana ușa. Păi, Neagogule, de ce nu folosi șeful beton de la Mitliv? Pe cine te mai plătea ca să pui proptele? Vreți să construiți o casă fără ajutorul lui Neagogu? Cumpărați beton adevărat. Beton de la Mitliv. Un autoturism sau un vehicul cu masa peste 3,5 tone poți efectua inspecția tehnică periodică la RAC. Doamne, domnișoarelor și domnilor, am revenit la cafeaua de sâmbătă dimineața. Vă spuneam o ediție specială a acestei emisiuni și vă spuneam înainte de a pleca directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului că avem o surpriză pentru dumneavoastră. Una plăcută, îi mulțumesc foarte mult, ne-a onorat cu prezența comandantul Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu. Să trăiți, domnule comandant, bine ați venit, domnule colonel Gheorghe Dinca. Sărămâile, bună dimineața, bine v-am găsit. Mă bucur să fiu oaspetele dumneavoastră și al telespectatorilor. O să și ilustrăm în timp ce vorbim, colegii mei de la Regia Tehnică o să facă lucrul acesta. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, 12 septembrie a însemnat pentru învățământul, avem chiar acum în imagine, domnule comandant, pentru învățământul craiovean un lucru extraordinar, redeschiderea Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu, cred că pe vremea mea se numea doar liceu, da, Liceul Militar, Liceul Militar Tudor Vladimirescu. Ce înseamnă asta? În primul rând, pe noastră sunt convinsă că vă onorează o astfel de funcție, dar ce înseamnă pentru noi ca și învățământ? Pentru noi ca și învățământ, spuneam și în alocuțiunea de bun venit în cadrul festivității de redeschidere a liceului și de deschidere anului de învățământ, este un act de reparație, pentru că așa cum noi știm și telespectatorii noștri probabil își aduc aminte sau află acum, Liceul Militar Tudor Vladimirescu s-a înființat în 1881 în orașul Craiova, sub denumirea Școala Fiilor de Militari. A funcționat neîntrerupt până în anul 1948, după care regimul comunist l-a desființat, însă a fost reînființat în 1978 și a funcționat 20 de ani până în anul 1998. Deci reînființarea acestui liceu, ca să concluzionez, apreciem că este un act de reparație, este un act de repunere în drepturi, în contextul în care Liceul Militar Tudor Vladimirescu, la momentul desființării în anii 90-98, ajunsese unul dintre cele mai bune licee din orașul Craiova. Era o instituție prestigioasă de învățământ, ceea ce sperăm să redevină într-un timp foarte scurt și acum. Și eu cred lucrul acesta, mai ales că am văzut în știrile pe care colegii mei le-au făcut, copii de foarte bună calitate, copii foarte buni, dar foarte mulți care vin din exterior și m-a bucurat lucrul acesta. Faptul că au venit din Alba, faptul că au venit din București, sigur, faptul că au venit din Alexandria, sunt copii care au venit din țară către acest colegiu, s-au îndreptat. În primul rând vor să învețe carte, da? Și în al doilea rând respectă. Mi-a plăcut un interviu cu unul dintre ei care spunea că respectă foarte mult uniforma.
și liceul militar. Așa este. Este o situație particulară acum, pentru că noi, pentru a putea funcționa, a trebuit să avem o anumită cifră de școlarizare ca să primim avizele de la Ministerul Educației. A fost un termen foarte scurt, cred. Timpul de realizare a tuturor acestor obiective a fost extrem de scurt. Da. Însă, datorită faptului că n-am reușit să transferăm de la cele două colegii apropiate de Craiova, este vorba de cel de la Alba Iulia și cel de la Breaza, un număr suficient de elevi aflați în clasa 10-a și clasa 11-a din bazinul nostru al Olteniei, din considerente care ne scapă nouă. Părinții n-au vrut să-și mai mute copiii după ce de-abia s-au acomodat acolo. Deci numărul de copii pe care noi am reușit să-l transferăm a fost mult mai mic decât cel pe care le estimam al transfera atunci când s-au stabilit principiile de organizare a funcționării. Da. Și atunci am fost obligați într-un timp extrem de scurt să ne mobilizăm, să facem propagandă și reclamă și să încercăm să transferăm copii de la profil Mate Info din toată țara interesați. Nu neapărat de la școli militare, nu, normal. Nu neapărat, exact. Și atunci ne-am bucurat să vedem că avem copii chiar de la Suceava care au venit în condițiile în care acolo există Colegiul Național Ștefan cel Mare în apropiere. Avem copii din 30 de județe ale României și din sectoarele municipiului București, ceea ce ne bucură în contextul în care, să zicem, că zona de responsabilitate, așa ca să o numim, a colegiului nostru ar putea fi cele 5 județe din bazinul Olteniei. Dar adresabilitatea Oltenilor? Adresabilitatea Oltenilor pe măsură. Din județul Dolj avem 40 de copii, 10 sunt din Craiova. Din județele Olteniei avem undeva 10-12 copii din județul Olt, din județul Vâlcea, mai puțin din Mehedinți. Din Gorj avem de asemenea 11-12 copii. Apoi sunt din județele limitrofe, din Argeș, din Teleorman, avem și din zona Banatului. Deci eu sunt convins, am această convingere, că la anul lucrurile vor sta altfel. Sigur, concurența va fi mult mai mare și vom avea un număr, apreciez eu, un număr peste 8 copii pe un loc, având în vedere cifra de școlarizare, pe care de asemenea nu o putem aprecia acum că va fi menținută. În acest an am avut 120 de locuri. 100 de locuri. La clasa nouă? La clasa nouă. Un element de noutate pe care este bine să-l știe telespectatorii dumneavoastră este faptul că la anul nu va mai fi făcută distinția între locurile de fete și locurile de băieți. Așa cum s-a făcut acum anul acesta. E un procent, nu? Da. Aveam 100 de locuri pentru băieți și 20 de locuri pentru fete și era într-adevăr o inechitate. De exemplu, la băieți au fost 2 pe loc, iar fetele au fost 4 pe loc, pentru că numărul lor a fost de 5 ori mai mic. Acum sunt 120 de locuri care sunt puse la dispoziția tuturor. Foarte bine, până la dispoziția tuturor. Baremele la pregătire fizică se vor apropia, adică în principiu fetele... Adică fetelor trebuie, cod la cod cu băieții. Trebuie să se pregătească și să fie în măsură. Să știți că o să le depășească, o să depășească. Eu sunt sigur de acest lucru, pentru că din experiența pe care o am, am sesizat acest lucru. Noi am lucrat tot cu tineri militari până a primi această nobilă misiune de a deveni comandantul colegiului și de a forma aici un colegiu. Am lucrat cu soldații profesioniști și am lucrat cu tineri. Sigur că deosebirea era că ei erau adulți, însă fetele întotdeauna au fost mai ambițioase și foarte puține fete, aș putea spune chiar deloc, au renunțat la cariera militară, spre deosebire de băieți care s-au mai retras. Asta vreau să vă întreb, pentru că este un liceu sau un colegiu nu foarte ușor. În primul rând, condițiile care sunt acolo, o să ne spuneți foarte clar ce face un astfel de elev în momentul în care intră pe partea colegiului pe 12 septembrie sau pe 15 septembrie, da? Școala care este una de elită și normal, calitatea învățământului sunt convinsă că este la cote și la standarde maxime. Și ce face după ce termină colegiul? Sigur că da. Vreau să vă spun că... Mai renunță? Credeți că vor renunța o parte din ei? În principiu, din informațiile pe care le avem de la colegii noștri, de la celelalte colegii din țară, copiii nu renunță. Acum este perioada cea mai grea, perioada de acomodare, de prime 2-3 săptămâni. Deci cum e cu scularea aia la 6? Deșteptarea la 6 este destul de greoaie la vârsta aceasta, însă pe măsură ce organismul se obișnuiește și copiii înțeleg beneficiile pe care le aduce acest program de dimineață, de acomodare la efort, de pregătire pentru începerea cursurilor, le intră în reflex și o să se obișnuiască cu el.
Și eu am trecut prin asta și eu am fost elev al liceului militar în perioada 79-83. Așa la Craiova? La Craiova. Am înțeles. Așa că am trecut prin asta, înțeleg foarte bine. Știu că aceste prime 2-3 săptămâni sunt foarte grele. Ne-am propus atât eu și colegii mei militari, cât și corpul profesoral, dar și în urma discuțiilor cu părinții, să ne conjugăm eforturile și împreună să-i ajutăm să depășească aceste 3 săptămâni grele de acomodare. După care ei... au toate condițiile asigurate, condițiile vreau să vă spun și o să vă invit să veniți și la noi să ne vedeți pe parcursul anului de învățământ și în cadrul activităților zilnice pe care le desfășurăm. Condițiile sunt aproape impecabile, aș putea spune. Da, am sunt văzut câteva imagini. Cu totul și cu totul deosebite de cele pe care eu le aveam acum 37 de ani când eram elev. Deci sunt condiții ca acasă. Adică, uitați ce, ce copii sunt, sunt într-adevăr, frumoși, sunt foarte tineri. Sunt tineri, sunt frumoși. Deci au condiții ca acasă, au vorbiți de condițiile hoteliere, condițiile hoteliere, condițiile de masă sunt de asemenea aproape impecabile. Avem aici câteva imagini. Deci totul este nou. Mobilierul este nou, lenjeria este nouă, saltele sunt noi. Normal, este o școală nouă care s-a redeschis. Mobilierul școlar este nou, avem echipamente de ultimă generație. O să primim imediat în perioada următoare table interactive, ele sunt în procedura de achiziție. Laptopuri au wireless în spațiile de recreiere, deci, deci au acces tot confortul la tabletă, de vedere. Aproape ca acasă, aproape ca acasă. Au dar apă caldă cu ieșit non-stop, un oraș, cu ieșit un oraș. Au uitat condițiile. Da, după primele 3 săptămâni de acomodare și după ce învață anumite reguli cărora trebuie să se supună pentru că poartă o uniformă și aceste reguli sunt obligatorii pentru toată lumea. Drastice, da. Sigur că da, vor începe să iasă în oraș, vor fi învoiți sâmbetele, duminicile. Cei care au rezultate foarte bune la învățătură vor pleca și acasă de vineri până luni dimineața. Eu zic că vom reuși să le asigurăm tot confortul și toate condițiile pentru a putea să obțină rezultate remarcabile în procesul deci de învățământ. Deci spuneți că nu vor renunța foarte mulți. Nu după... vor renunța. Eu zic că nu vor renunța foarte mulți pentru că odată ce vom intra în tăvălugul procesului de învățământ, se vor obișnui și vor fi ocupați, vor avea treabă, vor avea sarcini didactice, vor avea, vor fi capacitați în diferite activități extracurriculare, vom organiza concursuri, funcționarea unor cenacluri, unor reviste, unor cercuri. Deci, în funcție de abilitățile fiecăruia, vom reuși să le ocupăm timpul și să le canalizăm efortul în așa fel încât să ajungă acolo unde ne dorim. Și spre deosebire de generația mea și a dumneavoastră, ei au și fete colege. Ei au și fete colege, sigur la că fostul da. Liceu militar erau întâlnirile cu liceul pedagogic și cu liceul sanitar. Sanitarul, sigur că da. O să fie pete de culoare. După ce se termină perioada de pregătire, de fapt după ce se termină anii frumoși de liceu, ei vor susține examenul de bacalaureat și am primit de foarte multe ori această întrebare. Ce fac ce după? Se va întâmpla pentru cu ei? Că mulți cred că vor avea asigurată cariera militară și îmi spuneți dumneavoastră dacă da sau nu. În principiu da, dar să vedeți care sunt condițiile. Datorită faptului că ei sunt minori, acum în zilele acestea am semnat cu părinții contract de angajament prin care părinții se obligă ca la sfârșitul celor 4 ani de studiu, după obținerea examenului diplomei de bacalaureat, copiii să se înscrie obligatoriu la instituțiile de învățământ superior militar. Obligatoriu. Deci nu este opțional. Știa la un moment dat. Vorbeam cu doamna general și nu erau încă stabilite lucrurile acestea. Deci nu se pot duce la medicină. La medicină militară. Se pot duce. Deci nu pot să spun în anul 4, eu, elevul Dincă, nu vreau să mă mai duc la școala de ofițeri, la Academia Militară de la Sibiu. Și mă duc la ASE. Și că vreau să mă duc la jurnalism sau nu știu unde. Nu. Deci sunt obligat pe baza acestui contract să mă duc. Da, dacă se face corespondent de război, se poate duce? Se poate duce. Da. Facem o paranteză după ce vă răspund la întrebare. Da. Deci, Academia Forțelor Terestre de la Sibiu, Academia Forțelor Aeriene de la Brașov. Are mai multe secțiuni, probabil. Da, Academia Forțelor Navale de la Constanța. Acestea sunt instituții de învățământ superior militar. Pe care trebuie să și le aleagă. La care ei, exact, au opțiunea de o posibilitatea să aleagă opțional. Se pot duce la Academia Tehnică Militară de la București pentru a deveni inginer militari, pe diferite specializări de aeronave. Domnule comandant, dacă nu reușesc să ia admiterea? Vă răspund imediat. Da? Și mai pot merge la Institutul de Medicină Militară la București. Există secție și la Târgu Mureș. Dacă nu vor reuși să ia examenul, sunt cam 3% la momentul ăsta în țară. Aceștia sunt înmatriculați, așa se numește, înscriși obligatoriu la cursurile școlii militare de maiștri și subofițeri.
Deci devin maiști militari și subofițeri ai Armatei României și sunt menținuți în sistemul militar. Deci sunt menținuți în sistem. Da, pentru că armata, statul investește în foarte ei. Foarte mult, da. Sigur că da, și atunci este păcat ca un astfel de tânăr format în mediul militar și care are anumite calități și abilități pe care le demonstrează în urma examenelor pe care le susține și le parcurge să nu fie menținut în sistem. Deci, practic, ei acum nu plătesc absolut nimic. Ei nu plătesc absolut nimic, totul este asigurat de către stat. Cazarea este gratuită, echipamentul este gratuit, rechizitele școlare sunt gratuite, manualele sunt gratuite pentru toți copiii din România până în clasa 12-a, inclusiv acum, în acest an, a apărut noutatea cu manualele de clasa 11-a și 12-a, care acum sunt gratuite, nu erau. Deci totul este, absolut totul este deci, gratuit. Deci, comandant, acești copii și pentru părinții care ne urmăresc și pentru cei care doresc să îmbrățișeze o carieră militară, nu le putem spune decât că absolvirea unui astfel de colegiu înseamnă până la urmă și un loc de muncă stabil. În principiu 99% da, și de fapt totul depinde de copiii dumnealor, de acești normal copii. Dacă ei sunt motivați și sunt serioși, ne putem mândri cu asta și mi-aș dori din tot sufletul ca peste 2 ani, când și generația noastră de clasa 11 de acum susține examenul de bacalaureat, să ne aliniem standardelor colegilor militare. La noi bacalaureatul este 100% obținut pe linie, da? Pe linie, da, fără niciun fel de excepție. Este aproape o tradiție la noi. Deci m-aș bucura din suflet ca procentul de... Să fie de 100%, să fie normal. De 100% ca tot să devină ofițeri Armatei României. Este ceea ce își doresc, visul pe care și l-au pus în minte în momentul în care au optat pentru a deveni elevi la colegiul nostru de la Craiova. Ei, și acum vine partea pitorească a lucrurilor, pentru că nu toată lumea poate să fie perfectă, nici măcar la dumneavoastră. Când se poate sau când va părăsi, da, un elev Colegiul Național Tudor Vladimirescu, mai precis când va fi exmatriculat? Este o întrebare foarte, foarte bună și e bine să știm cu toții chestiunea aceasta. Pentru cei de clasa noua, pentru boboci, au la dispoziție 30 de zile de acomodare. În aceste 30 de zile de acomodare, pe baza unui acord încheiat între părinți și noi, la care pot participa în calitate de consilier și personalul didactic, profesorii, dirigenții. Avem și psihologi? Avem prevăzută funcția, urmează să o încadrăm. Cred că e foarte bine. E foarte importantă și foarte da, de mare ajutor. Copiii se pot retrage în termen de 30 de zile fără să plătească nimic. Așa este făcută legea. Bun. Adică, domnule, nu pot să mă acomodez, asta e, copilul meu nu face față. Perfect. Pentru copiii de clasele a 10-a și a 11-a, pentru cei care au fost veniți din viața civilă despre care vă povesteam, aceștia, din momentul în care s-a semnat angajamentul, o zi dacă au stat, plătesc. Deci se pot retrage și ei, oricând. Dar plătesc ceea ce au cheltuit. Exact. Orice părinte, oricând, pentru că totuși este un liceu, este o instituție de învățământ. Da. Părintele pune mai presus sănătatea copilului, cariera lui și ca atare poate să decide să-l retragă. Exact. Nu? Orice părinte își poate retrage. Cât va plăti? Va plăti cuantumul zilelor pe care copilul le-a stat este aici stabilit. La noi. Este o metodologie de calcul. Se întâlnește o comisie la nivelul unității și în funcție de clasa în care este elevul, de specificul anului de învățământ, este un cost, un tarif care diferă, poate diferi, de exemplu, pentru clasa 10-a poate să fie un cost, pentru clasa 11-a poate să fie un cost puțin mai mare. Am înțeles. Așa, și mai există o situație pe care iar este o luați în calcul, da? Sigur, părinții să fie informați despre aceasta. Elementul negativ elevul. Nu, elementul negativ elevul, sigur. Situațiile sunt destul de rare când îl exmatriculăm pentru indisciplină sau pentru acte grave de compromitere, să zicem, onoare militară. Nu știu, violență, onoare și așa mai departe. Sigur că pot fi astfel de situații și avem un regulament de ordine interioară care prevede explicit cum se abordează aceste situații, care este procedura, dar mai apare și problema medicală. La noi este spital militar. Spitalul militar din Craiova are comisie de expertiză medico-militară, aplică anumite bareme care sunt stabilite la nivel național și dacă un copil are o problemă și în urma investigațiilor se demonstrează că el este incompatibil cu calitatea de militar, se spune că din păcate, nu poate să continue. Deși ce face? Plătește? Nu. Cei care sunt clasați medical nu plătesc. Se găsesc soluții în așa fel încât să îi se explice părintelui, copilul să nu fie traumatizat.
traumatizat și să se înțeleagă situația. Bun, domnule comandant, apropo de lucrul acesta, spuneți, în momentul în care ei merg către instituțiile superioare, către școlile superioare, da, aferente sistemului militar, dacă mai trebuie în aceleași fușcă audine în ceea ce privește controlul medical? Sigur că da. Și ce se întâmplă dacă acești copii nu vor reuși să treacă de acest control? Nu va veni părintele să vă tragă la răspundere? Domnule comandant, ați avut echipă de medici de la Spitalul Militar care i-a investigat 4 ani de zile. De ce nu mi-a spus că acest copil are o problemă? Sigur, este o întrebare de asemenea foarte interesantă și haideți să vedem cum stau lucrurile. Copiii, toți copiii, inclusiv cei care au venit de clasa 10-a și a 11-a din viața civilă, absolut toți și-au făcut acum vizite medicale la spitalele militare din țară. Cred că nu greșesc, sunt 8 spitale militare în România. Deci sunt evaluați, au fost evaluați de comisii și au o stare de sănătate care este apreciată ca fiind foarte bună și ca atare această stare le permite, de sănătate le permite să evolueze. Să activeze într-un colegiu militar. Sigur bun. Că da. Conform procedurilor pe care le-a stabilit Ministerul Apărării Naționale, în clasa 11-a, toți copiii, este posibil ca un copil să nu ajungă din clasa 9-a până în clasa 11-a niciodată la medic, să aibă o stare de sănătate impecabilă și să nu ajungă. Dar nu se fac și niște investigații pur și simplu asta vă periodic? Spuneam. Nu, în clasa 11-a toți copiii sunt verificați. Investigați, trimiși în comisia Spitalului Militar și luați la verificat, în așa fel încât să li se evalueze foarte bine starea în vederea întocmirii dosarelor pentru instituțiile de învățământ superior, când urmează din nou să fie reevaluat medical. Am înțeles. Și atunci au fost situații, relatează colegul nostru de la Alba Iulia, care a fost detașat la noi, specialist pe probleme de învățământ și care acum este mutat, locotenentul colonel Plopan Ovidiu, locțitorul comandantului colegiului, au fost situații în care, în urma acestor verificări în clasa 11, au fost depistați copii care... Mă rog, au avut o problemă. Nu este vina nimănui, știți cum este. Bun, copiii ăștia nu plătesc. Copiii ăștia nu vor plăti și ca să nu mai piardă un an de zile, undeva în clasa 12, la începutul clasei a 12, la sfârșitul clasei a 11, sunt redirecționați și transferați conform cutumelor de la Ministerul Educației colegii. Către alte colegii civile. Civile, bun. Ce se întâmplă în clasa, după ce au terminat clasa 12, merg, fac aceste, trec de aceste teste, da? Și se constată că ei nu sunt apți pentru a merge la o academie sau la un astfel de institut militar, da? Îi mai obligați să se ducă? Nu mai aveți cum să-i obligați. Se ducă între alte facultăți. Sigur, dacă din punct de vedere medical nu primesc acceptul și ok-ul pentru a merge la astfel de instituții, atunci se duc către alte facultăți. Mai plătesc școala? Fără să plătească școala. Făceam o trimitere către o situație particulară la generația mea când am absolvit eu liceul în 1983. Pentru prima dată Ministerul Apărării a avut astfel de cerințe. Ni s-a dat posibilitatea să optăm pentru o facultate civilă. Să rămânem angajați ai Ministerului Apărării Naționale, să facem facultatea de jurnalist, cum ați dat dumneavoastră exemplu. Așa. După 3 ani de zile, deci să primim gradul de ofițer, după ce absolvim facultatea, era 4 ani cred atunci, să fim repartizați pentru interesele Ministerului Apărării Naționale, la trustul de presă al armatei, etc. Deci poate exista și variantele acestea. Existau atunci. N-aș putea să vă răspund acum dacă acum sunt, dar o să ne interesăm la reprezentanții Direcției Management Resurse Umane și o să vedem care, pentru că am primit astfel de întrebări de la părinți. Sunt convinsă și sunt mult mai multe întrebări vor veni sigur, pe parcurs, da? Vor veni pe și parcurs. Pentru că acești copii vor veni și vor pune probleme diferite. Sigur. Transparența cred că ar trebui să vă caracterizeze ca și colegiu, chiar dacă lucrați într-un sistem militarizat sigur, și într-un sistem sigur. Unde se spune că totul este perfect sau aproape perfect. Nu este, normal. Nu este perfect. 90% din informații sunt informații de interes public care vor putea fi puse la dispoziție oricând și după cum ați și văzut, noi suntem foarte deschiși și noi ca instituție care funcționăm în garnizoana Craiova de foarte mulți ani, tot timpul am avut o relație foarte bună cu presa și întotdeauna am pus la dispoziție informațiile în timpul cel mai scurt. Este foarte, foarte important și pentru noastră este o misiune destul de grea și dificilă, având în vedere faptul că este primul an în care acest colegiu a fost deschis. Vă imaginați ce ar însemna dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla, eu știu, un lucru ne la locul lui pentru dumneavoastră ca și imagine și pentru noi, până la urmă, sigur, ca și oraș. Ca și oraș. Vă doresc succes. Știu mulțumesc. Că aveți un director cu probleme de învățământ foarte, foarte bun. Da, așa este. Din punct de
de vedere administrativ și din punct de vedere managerial, este vorba de fostul director al Colegiului Național Frații Buzești, care a dus acest colegiu alături de echipa pe care a coordonat-o ani de zile chiar în top 3, da, la nivelul României. Așa este. Dorim ca acest Colegiu Național Tudor Vladimirescu să ajungă, da, între cele mai bune colegii de, militare din țară, iar pentru doamnele și domnișoarele care au trecut prin emoțiile întâlnirii cu liceul militar, cu reprezentanții liceului militar, cred că a fost un lucru foarte, foarte bun. Poate chiar așa au trimis copiii, unele dintre doamnele care au terminat pedagogicul sau sanitarul, da? Probabil acest, că da. Liceu. Da. Sigur că da. Aduceți aminte de întâlnirile cum cu fetele de la pedagogic și sanitarul. Da. Da. Generația mea cu sanitarul. Am înțeles. Da. Mulțumesc foarte mult. Sărut mâinile și eu vă mulțumesc. Vă doresc succes, doresc succes tuturor copiilor. Sper să facă față, pentru că nu este un colegiu ușor. Ei vin, vă dați seama, de acasă, de la mama, de la tata, unii au 15 ani de cât, nu? 14 ani. 14 ani. Și, mă rog, cei mai mari, vă imaginați ce înseamnă să te trezești în fiecare dimineață la ora 6 și să începi așa un program strict militar, evident. Să trăiți, domnule comandant. Sărut mâinile. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, rămâneți în fața micilor ecrane, continuăm emisiunea după o scurtă pauză. Cred că a fost o surpriză pentru dumneavoastră, chiar și pentru mine, și încă o dată felicitări celor care au avut această inițiativă ca la Craiova să se redeschidă Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu. Prima Medical vă oferă servicii de imagistică și radiologie la cele mai înalte standarde, datorită nivelului superior de echipare cu aparatură de ultimă generație. În clinica Prima Medical puteți beneficia de servicii de rezonanță magnetică, tomografie computerizată, investigații radiologice standarde, ecografie generală și, nu în ultimul rând, litrotiție, mărunțirea sau pulverizarea calculilor urinari, fără a fi nevoie de intervenție chirurgicală. Pentru programări puteți suna la telefon 0251 315 654 sau la recepția clinicii din strada Calea București, numărul 99, în curtea Spitalului de Neuropsihiatrie. Prima Medical, o clinică fără egal. Pentru orice eveniment există florările Iris, flori naturale, exotice și decorative, și cele mai frumoase aranjamente le găsești la florările Iris, situate pe Lipsca, numărul 1, și în noua locație din strada Unirii, numărul 89. Florările Iris asigură buchete și aranjamente florale pentru toate tipurile de evenimente, realizate cu pasiune, profesionalism și originalitate. Varietatea de produse, personalul tânăr și dinamic, experiența și gustul pentru frumos în a crea ocazii deosebite definesc și individualizează florările Iris. Pentru a arăta întotdeauna perfect, alege salonul de coafură Jeunesse. Stiliștii vă stau la dispoziție pentru a vă oferi tunsori moderne și coafuri stilizate, realizate cu produse profesionale. Salonul Jeunesse și-a impus numele oferind servicii de calitate, prestigiul reprezentând simbolul calității oferit tuturor clienților. Pentru ocaziile speciale din viața dumneavoastră, Jeunesse Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunesse Decor. Alege întotdeauna tinerețea. Farmacia Cinara susține sănătatea ta și a familiei tale. Aici găsești medicamente cu sau fără prescripție medicală, medicamente în regim compensat și gratuit, medicamente prescrise prin programe naționale, suplimente nutritive, produse pentru mămici și copii, produse cosmetice și dermatocosmetice, echipamente medicale, produse tehnico-medicale, precum și medicamente preparate în laboratorul propriu al farmaciei. În farmacia noastră beneficiezi de reduceri prin cardul de fidelitate Cinara, dar și de oferte săptămânale și lunare. Personalul nostru calificat îți oferă sfaturi competente și utile pentru sănătatea ta și a familiei tale. Cinara, de peste 20 de ani, farmacia familiei tale. De peste 20 de ani, Cinara este farmacia ta și a familiei tale. De câte ori aveți nevoie, vă așteptăm la noi, pentru că ne pasă de sănătatea dumneavoastră.
Vrei să mergi la cele mai renumite stațiuni balneare din țară, dar să nu părăsești Doljul? Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat sunt singurele baze de tratament din județ care reunesc cele mai importante procedee balneare din România și oferă condiții ultramoderne de spitalizare continuă. De la împachetări cu parafină, mofete și băi cu nămol de techirghiol și de la băi galvanice la salinoterapie și laserterapie, aici găsiți toate procedeele întâlnite la stațiuni precum Amara, Buzia și Vatra Dornei, Covazna sau Ognele Mari. Am auzit că se tratează foarte bine și m-am convins că într-adevăr așa este. Ne-am simțit foarte bine. Salariații care aveți la aparate și peste tot sunt nemaipomeniți, foarte drăguți, foarte serviabili. Tot la noi puteți beneficia și de laborator pentru recoltarea analize medicale, în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, precum și de radiologie, ecografie generală și EKG. Spitalul Buna Vestire din Calafat este singura bază de tratament din județ care dispune de bazin de recuperare cu apă pentru hidrokinetoterapie. Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat. Condiții ultramoderne, profesionalism, costuri minime. Pentru informații suplimentare, contactați personalul nostru din cele două spitale. Craiova, strada Morii, numărul 33, telefon 0251-463-311, 0769-050-736 și Calafat, Hotel Panoramic, telefon 0251-232-960 sau 0769-047-898. Proiectare și construcții peste 50 de ani de experiență. Suc Piesa produce la comandă din pal dublu melaminat și lemn, mobilier birotică, mobilier casnic, livinguri, dormitoare, bucătării și holuri. Societatea dispune de echipamente de ultimă generație, producție Germania și Italia. Suc Piesa produce la comandă și accesorii funcționale și ornamentale, unicat sau de serie, pentru interior și exterior, locuințe, birouri, hoteluri, restaurante, unități comerciale, unități de producție, centre de agrement și de cult. Pentru comenzi apelați la numărul de telefon 0742 130 153 sau la sediul societății din strada Calea București, numărul 129A. Suc PSA. Garanția noastră este calitatea. Neagogule, mai zi-mi odată de ce facem noi treaba asta. Cine? Așa a zis șeful. Dacă luăm beton slab, proptim casa. Ca să nu pice când trântește cocoana ușa. Păi, Neagogule, de ce nu folosi șeful beton de la Mitliv? Pe ce te mai plătea ca să pui proptele? Vreți să construiți o casă fără ajutorul lui Neagogu? Cumpărați beton adevărat. Beton de la Mitliv. Un autoturism sau un vehicul cu masa peste 3,5 tone poți efectua inspecția tehnică periodică la RAC. Continuăm maratonul emisiunii Cafea de sâmbătă dimineața. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ați văzut, am prezentat comandantul Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu, redeschis pe 12 septembrie la Craiova. Ne bucurăm pentru această reușită. Acum trecem la probleme legate de sănătate și de geriatrie. Niciodată în emisiune n-am avut un medic geriatru și m-am gândit să o chem pe doamna dr. Gherda Magine. Bine ați venit, doamna doctor, la Cafea de sâmbătă. Vă mulțumesc pentru invitație. Bună dimineața. Mi-a plăcut foarte tare sloganul pe care dumneavoastră îl promovați: îmbătrânirea nu este o boală și boala nu este o îmbătrânire. Și vreau să lămurim aceste probleme vis-a-vis de ceea ce înseamnă să fim bătrâni. Se spune de fiecare dată am bătrânit și am bătrânit frumos. Ce înseamnă asta? Am bătrânit frumos înseamnă a avea tu însuți o alegere, a încerca tu însuți să faci ceva pentru tine, pentru a trece foarte frumos și ușor prin anii pe care îi ai.
putem să îmbătrânim, fiindcă toți îmbătrânim, dar putem să îmbătrânim activ, adică să facem tot ceea ce depinde de noi pentru a ne menține starea de sănătate, sau putem să îmbătrânim pasiv, să lăsăm să treacă timpul peste noi fără a interveni în vreun fel. Și cei din jur adică să se consoleze cu ideea da, e bătrân săracul, este bătrân, de asta da, nu da. Mai ține minte. În geriatria noastră numim acest fenomen normal și patologic în îmbătrânire. Și de fapt diferențierea acestor două stări înseamnă și este chintesența geriatriei. A ști ce este normal și ce este patologic în procesul de îmbătrânire. Da, este normal ca odată cu vârsta să ne scadă capacitățile funcționale ale organismului. Mentale și fizice, normal. Mentale și fizice, da? Este normal, dar până la un anume prag, acolo unde este boală. Este normal ca odată cu vârsta să se diminueze simțurile noastre, văz, auz, pipăit, gust, dar nu este normal ca acest lucru să-l lăsăm la boia întâmplării și să avem în față un pacient care nu vede, și normal că este dezintegrat de societate, un pacient care nu aude bine, normal că nu se poate integra în societate, normal că nu poate comunica foarte bine cu cei din jur. În condițiile în care aceste lucruri s-ar putea preveni. Preveni, exact, ceea ce încercăm. Totul se poate preveni. Sau, îi spunem, da, gustul. Un pacient vârstnic are papilele mult diminuate, nu mai are simțul gustului normal și atunci pune sare foarte multă în mâncare. De exemplu, mult mai mult decât ar trebui. Știți, sau, că auzim de foarte multe ori bunica mai iară sărat în mâncarea. Păi poate pentru că să-și dea seama. Nu mai dă seama. Și atunci, dacă am ajutat bătrânii să-și corecteze toate problemele acestea legate de diminuările funcționale ale organismului, probabil și îmbătrânirea ar fi mai frumoasă. Dacă ne-am gândit să îi ajutăm să-și corecteze toate deficiențele, să-și corecteze vederea prin niște ochelari, să-și corecteze auzul prin proteze, sau pur și simplu sunt dopuri. Dopuri de ceară pe care nu urmă, și aud și se autoizolează. În momentul în care un bătrân nu mai aude foarte bine, normal că nu mai poate comunica bine și atunci se izolează sau este izolat de ceilalți. Nu, apropo de ceea ce discutam ca și documentare vis-a-vis de geriatrie, dar doctor mi-a spus așa, geriatria se ocupă de prevenția, diagnosticul și tratamentul bolii pacientului vârstnic, da? Este o ramură a medicinei care se ocupă cu studiul modificărilor morfologice. Și mă gândeam acum, apropo de lucrul acesta, vine un pacient care are diabet, da? Poate nu are probleme cu vederea, dar probabil dumneavoastră ca și geriatru îi spuneți, trebuie neapărat să vă vadă un oftalmolog. Da. Deci, sesizând și boala și patologia pacientului, puteți să-l trimiteți către specialitățile respective. Evaluare simplă. Eu nu fac un examen clinic simplu. Simplu. Eu fac o complex. Evaluare geriatrică, care înseamnă că mă gândesc la toate aspectele lui, la aspectele mentale, la aspectele patologice, la aspectele lui de locomoție, la simțurile lui, la modul în care el relaționează la nivelul lui de venituri bugetare, fiindcă bugetul este cel mai important în tratamentul pe care îl voi prescrie ulterior pacientului. Degeaba îi prescriu un tratament de 1 milion sau 2 milioane când văd cuponul lui de pensie de 4 milioane. Adică întotdeauna trebuie să ne adaptăm și atunci o fac o evaluare paraclinică. În primul rând vreau să știu analizele dânsul cum sunt, biologic. După aceea examen clinic complet, mă interesează întreaga patologie din antecedentele pacientului, ce boli a avut și mai ales ce medicamente ia, fiindcă majoritatea sau foarte mulți dintre ei iau medicamente multe. Mulți dintre ei au foarte multe scrisori medicale, merg din specialist în specialist, acumulează un număr de scrisori medicale, un număr de medicamente, dar și la un moment dat nu mai știe ce să mai ia. Asta vreau să vă întreb. Nu mai știe cum să le descurce și ascultă și de unul și de altul. Și atunci eu cu colegii mei, bineînțeles, și am o colaborare foarte bună cu medicii de familie, cu medicii specialiști din policlinica la care lucrez, Policlinica Buna Vestire, încercăm să identificăm toate aspectele medicale ale pacientului. Eu îl trimit să-și facă un test de osteoporoză, mă gândesc la mobilitatea lui, eu îi fac automat oricărui pacient peste vârsta de 55-60 de ani o testare a memoriei. Chiar aveți o campanie de testare a memoriei în această perioadă, începând de astăzi, nu? De mâine. Da. Am inițiat o campanie de testare
gratuită a memoriei, vrând să marchez Ziua Internațională de Luptă împotriva bolii Alzheimer, da, care este în data de 21 septembrie. Din păcate, coincidență foarte mare. Da, și să marchez Ziua Vârstnicului 1 octombrie. În acest sens, în fiecare zi de sâmbătă, deci 4 sâmbete la rând, voi testa gratuit pacienții care vor să se adreseze policlinicii noastre memoria prin niște teste simple. Bineînțeles că sunt confidențiale, bineînțeles că fiecare pacient beneficiază de intimitate, zicem, în momentul în care vine la dumneavoastră. Exact. Da, atunci, asta înseamnă profilaxia specifică vârstnicului pe care un geriatru o face, monitorizează și tratează bolile cronice cu impact major de sănătate, afecțiuni cardiovasculare, respiratorii, complicații ale diabetului, disfuncții digestive, osteoporoză, afecțiuni locomotorii, afecțiuni neurologice, cancer, diagnosticarea și tratarea condițiilor acute de boală. Într-adevăr, aveți, să zicem așa, o paletă vastă și foarte, foarte mult de investigat în condițiile în care un astfel de pacient vine la dumneavoastră, pentru că în momentul în care ne gândim la geriatru, ne gândim la gerovital, ne gândim la Ana Aslan. Nu. Geriatru nu înseamnă doar gerovital și doar Institutul Ana Aslan. Geriatru înseamnă un medic specializat în a testa pacientul, un medic care încearcă să identifice toate problemele lui de sănătate și să preîntâmpine evoluția spre agravare a acestor afecțiuni sau să preîntâmpine diferite invalidități sau diferite deficiențe care se pot instala în timp. Deci eu aș dori împreună cu colegii mei să facem ceva în a educa pacienții vârstnici, în a educa familiile care îngrijesc pacienții vârstnici, cum să-i ajutăm să diminueze, să încetinească procesul de îmbătrânire. Când trebuie să ajungă la geriatru, doamna doctor? La geriatru pot să ajungă începând cu vârsta de 45 de ani pentru a face o profilaxie, da, în acest sens, a îmbătrânirii. Deci se poate face o profilaxie la 45 de ani? Adică să-i spuneți, deci uite ce probleme te pasc, sau uite cum vei îmbătrâni. Îmbătrânirea este fiziologică atunci când ea merge, se desfășoară continuu, fără salturi sau fără agravări în starea de sănătate. Dar îmbătrânirea poate fi patologică, poate fi accelerată, pot fi anumite asincronii în deteriorarea doar anumitor organe și sisteme. Îmbătrânire cardiovasculară mai accentuată, îmbătrânire osoasă mai accentuată, îmbătrânire mentală. Și în acest scop, geriatrii aplică pacienților un test, o scală a Institutului Național de Geriatrie și Geriatrie de evaluare a vârstei biologice. Adică îi aplicăm acest test, vedem vârsta biologică, da, și hai să dăm un exemplu. Coroborăm. Deci vârsta, de exemplu, biologică este, da? Vârsta biologică este, să zicem, 100, da, și, dar la vârsta cronologică, vârsta pe care o avem în buletin de 45 sau de 50 de ani, trebuie să fie 70, de exemplu. Da? Și atunci vedem. Și pe acea scală, eu văd unde este problema mai mare. Deci, deci se poate vedea, se poate vedea. Deci acolo evaluăm simțurile, da, evaluăm sistemul nervos. Inclusiv memoria, nu? Și memorie, da. Deci sunt câteva întrebări referitoare la memorie. Sunt câteva teste simple pe care le facem pacientului referitor la echilibru, deci la probleme neurologice, la probleme de concentrare, la aparatul locomotor, deficiențe, sunt mari, mai mici și sunt în dreptul fiecăruia o steluță, două steluțe, trei steluțe, adică cât de afectat este și pentru fiecare se dă un scor, se dă un punctaj. Deci după 45 de ani putem oricând să vedem la medicul geriatru, da, nu? Da. Da, se face, da, o astfel de evaluare, și ne îndreptați către cine? Către ce? Către specialitatea unde observ că este o problemă. Unde? Are o artroză, are coxartroză, are gonartroză, deci are o problemă reumatismă. Atunci trebuie să mergi acolo. Ai o problemă de vedere, trebuie să mergi acolo. Deci încerc să orientez pacientul într-o direcție. Sau încerc să aplic niște tratamente ușoare, dar de prevenire a evoluției în timp a deficienței. Contează bagajul genetic? Da.
Contează. Contează, dar nu foarte mult. Contează foarte mult bagajul genetic alterat, cumva, da? De stilul nostru de viață. De viață, da. De modul nostru. Stres, în care haotic, în care, da, de proastă calitate, exact, serviciu, da, de în condiții grele. De activitatea fizică pe care, da, nimeni nu... Sau sedentarism. Atunci, exact. Pe măsură ce îmbătrânește lumea, ce este mai bine de stai liniștit, acea protecție, stai liniștit, nu lăsați că fac eu, lasă nu, că... Nu, nu, da, și pacientul nu întotdeauna face mișcări. Și nu face bine, geriatru nu este un pacient, sau cel puțin eu, nu sunt întotdeauna foarte bine privită de către pacienții cărora le spun, nu trebuie să mai iei atâtea antiinflamatoare, nu trebuie să mai iei atâtea mișcare, antialice, da, deci trebuie să faci mișcare, trebuie să faci asta. Și le dau tuturor, în funcție de patologie, hârtiuțe, niște fișe pe care le-am standardizat, ce trebuie să mănânce pe afecțiuni, ce mișcări trebuie să facă în osteoporoză, în coxartroză, și să duc acasă să facă mișcările. Eu v-aș iubi să-mi spuneți, domnule, nu mai ai medicamentele acestea, pentru că pur și simplu poți să-ți rezolvi problema de sănătate alergând în parc sau mergând în parc. În momentul în care adaug la o rețetă, și aproape întotdeauna adaug ceva naturist, uite, trebuie să bei și un ceai, ai tensiune mare, iei medicamentele ăsta, bei și ceaiul ăsta. Sau adaugi ceva naturist. Bine, medicul geriatru nu înseamnă că scoate medicamentele haotic, da, sau la voia întâmplării pentru a le locui cu naturistele. Niciodată, da, nu scot, și mai ales dintr-o prima sau a doua consultație, un tratament la un pacient, fiindcă nu întotdeauna știi foarte bine ce medicamente, ce reacție are. Normal. Nu cunoști pacientul, nu știi întotdeauna ce medicație are pacientul, fiindcă uite să-ți spună. Nu întotdeauna ei vin cu... Apropo de ținutul minții. Apropo de ținutul minții, și atunci nu știi foarte bine. Niciodată nu am intrat în medicația colegilor mei. Eu am încercat să sugerez ceva, am dat o scrisoare medicală care a mers în continuare la medicul specialist. La medicul de familie. De familie. Da, exact. Am trimis pacientul la alt specialist, la cardiolog. Dar apropo de Alzheimer, da, doamna doctor, înțeleg că, din păcate, nu neapărat bătrânețea înseamnă și Alzheimer. Nu. Alzheimerul poate să debuteze de vreme, în jur de 45-50 de ani, mai ales cel genetic, dar mai într-o proporție mai mică, de 10%. Da? Deci poate fi genetic, dar, am spus, Alzheimerul înseamnă, de fapt, o deteriorare a sistemului nervos datorită și a stilului nostru de viață, a modului în care suntem automatizați. Nu prea mai citim foarte mult, nu prea ne mai stimulăm memoria foarte mult, nu mai antrenăm, nu mai învățăm numere de telefon, avem totul la îndemână, nu mai citim cărți, sau copiii noștri, da? Internetul este cel care ne este întotdeauna. Dar știți că, apropo de cititul pe internet, mie mi se întâmplă să nu rețin nimic. Adică una e să citesc de pe hârtie. Exact. Da, în momentul care citesc de pe internet, de pe tabletă, de pe telefon, în 10 minute sper că nu mă paște. Și o problemă gravă care se întâmplă pacienților, mai ales cei care au foarte multe medicamente, este faptul că pot să aibă tulburări de memorie doar pentru faptul că au intoxicație medicamentoasă. Are reacții adverse. Exact. Uh-huh. Sau uită doar pentru că au avut sau au un stres emoțional. Întotdeauna stresul emoțional se însoțește de uitare și de confuzie. Ce înseamnă? O lovitură puternică? Poate o lovitură puternică atunci când suntem noi foarte stresați, și cam întotdeauna la bătrânețe acest stres emoțional merge spre depresie. Iar depresia aproape întotdeauna se însoțește de demență în timp, pe care dacă nu o tratăm la momentul respectiv, poate să evolueze o depresie simplă spre o demență. Puteți să preveniți dumneavoastră lucrurile acestea? Pot să previn și eu și psihiatrii, că nu numai eu singură. Apropo de psihiatrie, de reticența aceasta de a merge la psihiatru și de abordabilitatea unui geriatru, pentru că lucrurile sunt diferite. Am foarte mulți pacienți și foarte multe familii care apelează cu mai mare ușurință la mine ca geriatru sau la oricare alt geriatru pentru problemele psihice pe care le surprind la pacienți, decât să-i ducă la psihiatru din prima ședință, să zicem, exact, primul episod pe care îl... Exact. Și atunci vin la geriatru, pacienții sunt mai liniștiți și ulterior eu procedez în funcție de ceea ce găsesc. Spun familiei, îndrum pacientul spre... Deci colaborez foarte bine și cu colegii mei, nu eu singură fac totul, dar știu unde sau încerc să îndrum pacientul într-un anume
loc. Eu vă mulțumesc foarte mult și mă bucur foarte tare că există această știință pe care noi, din păcate, sau mulți dintre noi, nu și cunoaștem ca și specialitate sau am auzit de ea, sau geriatria o asociam, așa cum spuneam, cu Gerovitalul. Repede, bunicile noastre se dau cu Gerovital și arată foarte bine. Nu, este ok tratamentul cu Gerovital atunci când lucrează ca și prevenție. Este ok tratamentul cu Gerovital atunci când pacientul are o patologie încărcată, are o funcție renală. Da, dar asta nu înseamnă totul, evident. Medicii sunt cei care decid unde ne ducem și către cine ne îndreptăm. Da. Nu, eu sunt curioasă și probabil o să ne mai întâlnim apropo de ceea ce veți face de această campanie, de campania de testare a memoriei. Va fi o lună de zile, 4 săptămâni la rând, 4 sâmbete la Buna Vestire. La ce concluzii veți ajunge? Da, nu am foarte mari așteptări, pentru că am spus încă în zona noastră, afecțiunile psihiatrice sunt stigmatizate. Pacienților le este rușine să își evalueze memoria sau să meargă să-și testeze memoria. Familiile evită sau renunță cu ușurință a mai duce părinții, să nu știu, bătrânii la testări, pentru a nu se afla că au nu știu ce patologie, cu toate că este ceva confidențial. Dar nu se poate până la urmă și chiar dacă ai o astfel de afecțiune, nu te obligă nimeni să o spui în piața publică, exact ce spuneți dumneavoastră. Exact. Și de ce am inițiat-o? Fiindcă chiar sunt speriată de incidența atât de mare a acestor patologii mentale, deci acestor demențe și faptul că la Camin de Bătrâni unde lucrez, vin și se internează pacienți cu demențe în stadii foarte tardive. Și deci nu mai poate să faceți nimic. Tardiv, când deja nu mai poate să facă nimic. Dar asta nu că ar fi fost prost tratați, fiindcă psihiatrii... Nu, ci pentru că au ajuns prea târziu. Nu s-au dus, dar nu s-au dus la psihiatru, niciodată. Deci îi aduc. Bine, și mai e și temerea de partea medicamentoasă. Aoleu, iau un anume medicament, dă dependență, sunt o legumă. Deci fiecare abordează cum își dorește acest lucru. Dar nu întotdeauna... trebuie să alegem varianta a nu trata o afecțiune. Pentru că am auzit eu că cineva a avut o problemă din cauza asta, normal. Exact, nu. Da. Și ar trebui să avem mai multă grijă de noi și ar trebui să facem puțin mai multă educație sanitară în zona noastră. În zona noastră. Vă ocupați de asta, nu? Încerc. Da? Da. Vă susținem, să știți, în ceea ce privește... Este greu, dar vă spun... Spargeți barierele. Încerc să le sparg. Da. Este greu, fiindcă o consultație geriatrică nu durează 10 minute, un sfert de oră. Sigur. Întotdeauna stau o jumătate de oră, trei sferturi de oră. Și îmi imaginez, unii sunt mai greoi, probabil nu se pot deplasa singuri. Dependența. Nu știu ce să spună, nu știu ce boli au avut sau nu știu ce tratament au avut și atunci mai vin la control. Îmi plac bătrânii care vin la consultații însoțiți de familie, deci cei care au suportul familiei, contează enorm. Sunt o groază de pacienți care vin și sunt îngrijiți corect sau sunt aparținători care se interesează de sănătatea pacienților și parcă mi-ar plăcea tare mult să... Să se întâmplă asta tot timpul. Mai mulți bătrâni zâmbind în zona noastră, așa cum există în alte țări, așa cum există... I-ați văzut? Ne întâlnim cu ei în croazieră, ne întâlnim cu ei la mare, la munte. Asta, deci apreciez foarte, foarte mult faptul că managerul Policlinicii Buna Vestire a dat și susține acest cabinet de mult timp, au mai fost două colege, și susține acest cabinet, chiar dacă profitabilitatea nu este atât de mare din partea noastră. O face probabil pentru pacienții care vin în cealaltă, pentru celelalte afecțiuni. Da. Geriatria, așa cum spuneam, se ocupă de prevenția, diagnosticarea și tratamentul bolii pacientului vârstnic. Doamna doctor Gherta Margine este medic în cadrul geriatru în cadrul Spitalului Buna Vestire, dar și de ani de zile lucrează cu pacienții vârstnici la căminul instituționalizat. La căminul de persoane vârstnice. Vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, nu ezitați atunci când aveți o problemă, când simțiți că nu mai țineți minte și chiar dacă ați depășit vârsta de 45 de ani, să vă evaluați pentru a îmbătrâni frumos, așa cum spunea doamna doctor. Îmbătrânirea nu este o boală și boala nu este îmbătrânirea. Vă mulțumesc foarte mult și vă susținem și ne auzim după campanie. Vă mulțumesc mult de tot. Doamnelor, să dăm viață anilor, nu an vieții. Superb spus, într-adevăr, minunat. Știți cum se spune, să îmbătrânim frumos? Cu toții o să ajungem acolo. Din păcate, timpul e irreversibil. După o scurtă pauză ne revedem cu un alt invitat, o altă surpriză la cafeaua de sâmbătă dimineața, imediat după o scurtă pauză.
Prima Medical vă oferă servicii de imagistică și radiologie la cele mai înalte standarde, datorită nivelului superior de echipare cu aparatură de ultimă generație. În clinica Prima Medical puteți beneficia de servicii de rezonanță magnetică, tomografie computerizată, investigații radiologice standarde, ecografie generală și, nu în ultimul rând, litrotiție, mărunțirea sau pulverizarea calculilor urinari, fără a fi nevoie de intervenție chirurgicală. Pentru programări puteți suna la telefon 0251 315 654 sau la recepția clinicii din strada Calea București, numărul 99, în curtea Spitalului de Neuropsihiatrie. Prima Medical, o clinică fără egal. Pentru orice eveniment există florările Iris, flori naturale, exotice și decorative, și cele mai frumoase aranjamente le găsești la florările Iris, situate pe Lipsca, numărul 1, și în noua locație din strada Unirii, numărul 89. Florările Iris asigură buchete și aranjamente florale pentru toate tipurile de evenimente, realizate cu pasiune, profesionalism și originalitate. Varietatea de produse, personalul tânăr și dinamic, experiența și gustul pentru frumos în a crea ocazii deosebite definesc și individualizează florările Iris. Pentru a arăta întotdeauna perfect, alege salonul de coafură Jeunes. Stiliștii vă stau la dispoziție pentru a vă oferi tunsori moderne și coafuri stilizate, realizate cu produse profesionale. Salonul Jeunes și-a impus numele oferind servicii de calitate, prestigiul reprezentând simbolul calității oferit tuturor clienților. Pentru ocaziile speciale din viața dumneavoastră, Jeunes Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunes Decor. Alege întotdeauna tinerețea. Farmacia Cinara susține sănătatea ta și a familiei tale. Aici găsești medicamente cu sau fără prescripție medicală, medicamente în regim compensat și gratuit, medicamente prescrise prin programe naționale, suplimente nutritive, produse pentru mămici și copii, produse cosmetice și dermatocosmetice, echipamente medicale, produse tehnico-medicale, precum și medicamente preparate în laboratorul propriu al farmaciei. În farmacia noastră beneficiezi de reduceri prin cardul de fidelitate Cinara, dar și de oferte săptămânale și lunare. Personalul nostru calificat îți oferă sfaturi competente și utile pentru sănătatea ta și a familiei tale. Cinara, de peste 20 de ani, farmacia familiei tale. De peste 20 de ani, Cinara este farmacia ta și a familiei tale. De câte ori aveți nevoie, vă așteptăm la noi, pentru că ne pasă de sănătatea dumneavoastră. Vrei să mergi la cele mai renumite stațiuni balneare din țară, dar să nu părăsești Doljul? Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat sunt singurele baze de tratament din județ care reunesc cele mai importante procedee balneare din România și oferă condiții ultramoderne de spitalizare continuă. De la împachetări cu parafină, mofete și băi cu nămol de techirghiol și de la băi galvanice la salinoterapie și laserterapie, aici găsiți toate procedeele întâlnite la stațiuni precum Amara, Buzia și Vatra Dornei, Covazna sau Ognele Mari. Am auzit că se tratează foarte bine și m-am convins că într-adevăr așa este. Ne-am simțit foarte bine. Salariații care aveți la aparate și peste tot sunt nemaipomeniți, foarte drăguți, foarte serviabili. Tot la noi puteți beneficia și de laborator pentru recoltarea analize medicale, în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, precum și de radiologie, ecografie generală și EKG. Spitalul Buna Vestire din Calafat este singura bază de tratament din județ care dispune de bazin de recuperare cu apă pentru hidrokinetoterapie. Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat. Condiții ultramoderne, profesionalism, costuri minime. Pentru informații suplimentare, contactați personalul nostru din cele două spitale. Craiova, strada Morii, numărul 33, telefon 0251 463 311 0769 050 736 și Calafat, Hotel Panoramic, telefon 0251 232 960 sau 0769 047 898. Proiectare și construcții, peste 50 de ani de experiență.
Suc Piesa produce la comandă din pal dublu melaminat și lemn, mobilier birotică, mobilier casnic, livinguri, dormitoare, bucătării și holuri. Societatea dispune de echipamente de ultimă generație, producție Germania și Italia. Suc Piesa produce la comandă și accesorii funcționale și ornamentale, unicat sau de serie, pentru interior și exterior, locuințe, birouri, hoteluri, restaurante, unități comerciale, unități de producție, centre de agrement și de cult. Pentru comenzi apelați la numărul de telefon 0742 130153 sau la sediul societății din strada Calea București, numărul 129A. Suc Piesa. Garanția noastră este calitatea. Neagogule, mai zi-mi odată de ce facem noi treaba asta. Cine? Așa a zis șeful. Dacă luăm beton slab, proptim casa, ca să nu pice când trântește cocoana ușa. Păi, Neagogule, de ce nu folosi șeful beton de la Mitliv? Pe ce te mai plătea ca să pui proptele? Vreți să construiți o casă fără ajutorul lui Neagogu? Cumpărați beton adevărat. Beton de la Mitliv. Un autoturism sau un vehicul cu masa peste 3,5 tone poți efectua inspecția tehnică periodică la RAC. Și domnilor, am revenit la cafeaua de sâmbătă dimineața. Ceea ce vedeți este foarte adevărat. Știți, la un moment dat era cineva în Craiova care spunea împreună și împotriva oricui, din câte mi-aduc eu aminte. Domnule primar, bine ați venit la cafeaua de sâmbătă dimineața. Să rămână, bine te-am regăsit. Ce faceți? E o perioadă lungă de timp de când n-am avut de-a face cu media craiovenă. Cred că sunt 5 ani. Ce să fac? Sunt bine. M-am îngrășat. Mă ocup de nepot parțial. Așa. Acum s-a dus la grădiniță și m-a scos din circuit, fiindcă pleacă la 8:30 și vine la 2. Până atunci eu nebunesc, nu știu ce să fac. A, era activitatea dumneavoastră cea cu da, nepoțelul, am înțeles. Da, plimbări la leamna cu nevastă mea, cu... și acum mă duc printre gar, mă uită, lumăresc, mă pitul iar să văd ce face pe acolo. Da, plânge la grădiniță? A plâns la grădiniță, da? Păi dacă sunt și de 1 an și jumătate și începe primul să plângă, al doilea și al treilea și al patrulea și e un cor așa. Și în rest, activitatea de zi cu zi este una... Alina, n-am cu ce să mă laud. Sunt invizibil. Prin piață mă mai duc la cumpărătura ta, fac și eu pentru casă. Dar prietenii? Unde sunt prietenii? Prietenii? Băi, m-am convins cum e cu prietenia asta, știi? Eu tot credeam să fii prieten, să fii primul inima celuilalt, să știi totul despre asta, nu-l robești de rău, să-i vrei binele. Prietenia asta este ca roa de dimineață. Apare și dispare foarte repede, nu? Pe o petală de trandafir, dar și pe o balegă de... Da, de, așa. Mă rog, de vacă, de... Deci, poate și vârsta asta, când devenim prea pretențioși, și eu, și prietenii, și... Cert e că nu mai este emulația de a fost odată. Dar nu sunt singur. 3-4 familii, mă întâlnesc mereu duminica la Leamna și e mare lucru. Nu știu dacă... În orașul ăsta, în țara asta, se mai întâlnesc, dar duminică de duminică să ai întâlnire cu... Probabil la masa de prânz. Dar acești prieteni pe care îi aveți, i-ați avut și înainte de a fi primar? Da, da, da. Da, deci sunt prietenii de viață, practic. De acum 30 de ani, da, nu. Iar prietenii primaria... care au apărut în perioada mandatului sau mandatelor au dispărut, nu? Niciodată nu i-am considerat prieteni. E diferență mare. Deci eu, practic, am întors spatele primăriei, dar nu o să întorc niciodată spatele orașului. Uh-huh. Și dacă mă întrebi așa, o să spun că ispita e mare și acum, știi, dar o stăpânesc.
Mi-aduc aminte de bani cu care le-am spus și unei persoane suspuse și a râs cu lacrimi la o întâlnire cu o familie, avea un papagal în casă care urla numai prostii, dar numai prostii. Și s-a anunțat să vizita unor prieteni și băi, stai ca să nu ne facem de râs. Noi nu trebuie să băgăm bipur, nu? Nu bipur. Așa, ok. Deci, nu bipur, stai liniștit. Deci puteam spune bancul. Bă, bon. Și, da, și i-au pus o pătură pe el acolo, pe Olivier, ca să zic că e noapte, să doarmă, știi? Așa. Și-a uitat de el. A doua zi, băi, să văd ce face papagalul. Ridică colțul și când papagalul te mănâncă în fundă, e, așa și eu, da, știi? Am înțeles. Deci ispitam de târcoale, dar sper să fiu aceeași persoană cu tărie și cu să mă lupt cu toți și cu toate și să înving tot. Să învingeți tot în sensul în care dumneavoastră v-ați dori să vă reîntoarceți în viața publică? Acum, sincer, dar sincer, cum n-a pe Biblie, da? nu vreau să aud. Fiindcă văd ce se întâmplă în țara asta și deja îmi dă fiori, adică nu se poate. E mai rău ca la Revoluție. Deci după 26 de ani am ajuns să ne dăm peste picioare unii la alții. E o vânătoare așa de fantome tot timpul. Eu nu mai cred în partidele astea. La început am intrat cu dorința de a face ceva, social-democrația, mă marchează, eu venit de la țară, zic cum să nu susțin o asemenea doctrină. Dar luând pe Ion Desiderio Sârbu, l-a citit și am văzut o frază care spunea cam așa, apropo de ideologie. Și domne, iei o idee, o duci acasă, o dezvirginezi, dimineața o părăsești ca pe o curvă ordinară, să ia te părăsește ca un proxenet ordinar. Deci asta e politică. Sunt găști. Eu nu văd partide puternice. S-au împrietenit, s-au băgat stânga cu dreapta, s-au amestecat. Nu știu cine e de stânga, cine e de dreapta în țara asta. De te rog să mă crezi că m-am gândit în fel și chip. Dar v-ați și dumneavoastră ați fost la un moment dat într-o... M-am prostituat politic, da? M-am plimbat pe la toți. Din dorința de a ajuta Craiova, primăria, nu altceva. Am auzit că la putere, bă, mă duc cu ăștia, poate îmi dă și mie un leu. Și cu un leu fac eu 100 și tot așa. M-am dus la alții, dar ei n-au înțeles lucrul ăsta și mi-au demonstrat că sunt puternici. Au fost puternici. Și... Deci în momentul ăsta spuneți, domnule, nu m-aș întoarce în viața publică. Nu, n-am de ce. Datorită problemelor prin care ați trecut sau pur și simplu pentru convingerea dumneavoastră? Nu, asta nu. Spun cu toată convingerea că nu se merită să faci politică. Am avut probleme, nu le comentez, fiindcă aș trebui să vorbesc cu ori întâlnici. Da, normal. Dar nu vreau să comentez. Lumea știe, toți cum mă întâlnesc, a, domnule, las că știm noi. Bine, mă știm, dar acum, da, faptul că au ieșit în stradă pentru mine a fost fantastic. A, susținerea pe care ați avut-o atunci în momentul acela. Dar nu spunea nimeni, eram la poliție, la ăștia, la Pitești, acolo, da, da. Și nu aveam acces la televizor, la nimic. Când a venit băiatul meu, peste o săptămână, mi-a spus că, uite, oamenii pe frigul ăla. Ce... Și a zis, parcă, totuși prețul... Ce ați regretat că n-ați făcut? În viață sau în instituție? Nu, în instituție. M-ai luat așa prea repede, că sunt multe, multe de spus aici. Regret că am intrat în politică, asta ce-mi trebuia mie. Da, putea să ajungeți primarul Craiovei dacă nu intrați în politică? Nu puteam să ajung, dar nu-mi doream să fiu primarul Craiovei. Vreau să fiu prieten cu primarul Craiovei. Cum eram prieten cu Dan Nicolae, Dumnezeu să-l ierte, toată ziua la mine în birou, unde să bea cel mai bun whisky, cel mai bună vodka la Solomon. Eram director cu tănile, comerț. 10 ani m-au curtat. Inclusiv senatorul Predescu, mă întâlneam cu el zilnic. Da, erați prieten cu oameni din viața publică, da, normal. Da, și haide, nu vii la noi. Și lăsați-mă, prima dată, vreau să fac pentru familia mea ceva. După aia mă gândesc la comunitate, nu mă luați pe mine cu... Da, da, știi, cineva susținut foarte tare și cine? În fața presei, domnul director Moraru. Băi, nașul meu? Da, nașul dumneavoastră. Fratele lui maică mea. Da. M-a susținut săracul, dar... Nu știu, era și el la pensie. Nu știu ce influență a avut asupra. Poate nu știu dacă a avut influență, dar spunea foarte clar că o să fiți într-un partid, era vorba de PSDR la vremea respectivă. Apropo, ce mai face domnul Răducănoiu? Costică Răducănoiu, să știi că mă văd cu el mai rar. Sau foarte rar. Sau mai deloc. La telefon am vorbit atunci când au murit. Cu dumneavoastră parcă ați intrat, nu? Da, da, el m-a convins. Cum ai convins tu să vină aici la emisiunea ta, așa m-a convins și el. Să intru în politică. Păi eu v-am convins de când îmi vă telefon, adică... E mare lucru, să știi că... Și domnul Răducănoiu... Să știi că pot să și spun pe post, am primit telefon de la Simona Gheorghe de la Caracal, care are
o rubrică de duminică seara la RTV și de la Oana nu știu cum și mai mult, să nu vin, nu vin, mă, frate, lăsați-mi. Lumea da, presa v-a făcut bine rău, pentru... adică în, considerați că mediatizarea de care ați avut parte v-a adus și, să zicem, lucruri mai puțin plăcute? Poate că și popularitatea mea m-a terminat, să zic așa, întrebat pe foarte mulți, bă, ce vrea ăsta, dar ce să dă el și ne dă sfatul și e prea vocal și... Dacă ar fi să o lasă la capăt... Dar presa nu m-a deranjat, cu presa am avut o relație corectă. Eu niciodată nu mi-am cumpărat publicitate pozitivă să scrie de Solvon ceva. Din contră. S-a demonstrat la nivel național, înjurat, da? M-au înjurat. Adică, dar ne-am iubit. Nu, pot să spun că le făcea pe cele să mă vadă. I-ați înjurat, v-au înregistrat, domnule Vrecoara. Vă aduceți aminte, nu? Păi, fete, ăsta sunt eu și nu mă schimb. Asta vreau să vă zic. Dacă ați luat de la capăt, ați face la fel? La fel aș face. Deci adică, nimic din... Nu, am spus, pe mine puteți să mă înjurați, dar nu înjurați orașul, fiindcă se văd că au eforturi mari. Și acum se muncește și vreau să o ambiționez puțin pe Orbuța, vagă și mai mult și mai mult. Dar atunci chiar am luat-o de la zero, știi, a fost greu. Nu, dar a fost supărată pe dumneavoastră că n-am lăsat decât 17 lei în cont. Măi, eu am făcut pace cu Orbuța, nu mă mai iau de ea. Am înțeles. Deci la experiența de atunci, normal că știa că am găsit 17 lei. Nu, dar stai să vedeți. Eu am găsit 0 lei de atât, în atâtea zice zile. Zice că e bine să găsești 0 lei. Numai puțin să vă explic. Așa. Domnul Mărinică Dincă, senator, a fost puțin mai devreme în cadrul acestei emisiuni. Dacă știa, nu vedem. De... Acum, cum, dumneavoastră nu veniți la emisiune pentru că vin alți invitați, nu? Da, și a spus, da, a spus în felul următor, domnule, faptul că a găsit mai puțin bani înseamnă un lucru rău. Faptul că găsești 10 de milioane înseamnă că nu se plătiseră datoriile, da? Mm-hmm. Adică... Și el ce găsise că m-au arestat pe mine? A, păi nu, 0 lei, adică era de bine. Bun, să lăsăm. Domnule primar, ăștia sunt oamenii cu care ați plecat, la un moment dat și exact cum a spus și asta, ați trecut prin mai multe partide, da? Asumându-vă că veți găsi acolo și oameni care o să vă placă și oameni care nu o să vă placă. Știam asta că da? Nici dețe la mână nu sunt toate la fel. Exact. Dar, dumneavoastră v-ați asumat toate lucrurile astea în momentul în care ați intrat în viața publică. Și da, bune și da. Rele. Da, bă, frate, am înțeles să mă înjure unul care n-am relații cu el și să zic că ne dușmanim, ne urâm. Dar unul care făceau dansau pe sârmă și după aceea în spate îți deau și cocoșii. Uite, bă, ce poți să-i faci lui Solon. Deci, dar Alina, clar, nu mai vreau vorbim de primărie. Nu mai vorbim, da? Hai să vorbim. Te rog, aș spune orice întreabă. Face sport? Dar nu de primărie. Nu. Nu, fiindcă am 107 kg și la greutatea mea pot să am tendon, o să mă arunc pe vreo articulație. Am genunchiul făcut praf. Dar știți că ați venit la mine la un moment dat în emisiune cu piciorul în gips. În gips, da? Da. Păi, jucați fotbal sau ceva? Nu mai știu ce ați jucat. Fotbal, e tinereță, nu? Le făceam pe toate atunci, acum mai greu. Bun, deci acum nu faceți sport, nu? Nu. Hai să spun cum îmi petreceam cele 6 ore cu nepotul. Deci plecam la Leamna. Așa. Jucam fotbal, fauturi sus pe teren, acolo. Aveam 3-4 copii. Ei, cu nepotul, dai seama ce la 3 ani ce fotbal jucam. Așa. Și cu 3-4 copii. Și apoi plecam cu el spre Craiova, dar mergeam la bloc, la Mira, acasă la noi. Și pe drum să vezi fază. Pe aici, pe la stadion, pe Știrbei Vodă, l-aud, îmi zice Buba, știi? Buba, uite-te în față, nu te mai uita în gândurile tale. M-am blocat, zic, bă, nu se poate, la 3 ani. Și după aia, să nu mai vorbești urât, că nu o să mai fi niciodată primar, altul o să fie în locul tău. Ne vedeți? I-am copilul spus, realist. I-am spus lui Gurie, știi, lui... Da, preotului. Lui Vladica Gurie, de la Deva. M-am întâlnit acum, când am fost la Arsenie Boca, și mi-a zis că, băi, asta e vocea Domnului. Nu poate să spună un copil așa ceva. Probabil că Dumnezeu mi-a trimis un mesaj. Bă, vezi de treabă că gata, s-a încheiat, nu? Asta pentru că vorbiți urât. Pentru că vorbesc urât. Primarii nu vorbesc urât. Da, a avut dreptate copilul pe de-o parte și pe de altă parte faptul că vă uitați în gânduri. Da, eram dus cu pluta. Deci priveam în față, dar dacă se zic copilul că eu nu mă uit. De fapt mă uit în față, dar gândul meu în altă parte. Da, da, în altă parte, da. Pe cuvânt de acolo, m-a mișcat fantastic. Dar dar plimbați, mergeți cu el pe stradă? Mai rar cu... Mai rar, nu? După masă iese cu taică sau cu maică sau cu verișoarele. Da. Dar dimineața era al meu, de la ora 9, stăteam în fața porții până se scula o jumătate de oră, făceam un repus, după aia luam, hai, să mergem. Da, deci până la urmă îl plimbați, da? Dar probabil da. Mergeați cu el în parc sau la Leamna. Am fost la Arsenie Boca. Da. Cu enoriașele de la Leamna, de la... A doua excursie pe care o facem anul ăsta. Am fost la Tismana, la Lainici, la Sfânta Ana și acum la Arsenie Boca.
53 de persoane. Deci destul de multe. Și? Cum și... e acolo? Păi nu mai fost de 2 ani. Am văzut multe schimbări. Au făcut un foișor deasupra mormântului. Am început o chestie comercială. Da, mie nu-mi place. Nu v-a plăcut. Ca și cum am rămas blocat când am fost la Ierusalim, la Sfântul Mormânt și ce știam de drumul Sfintei Cruci cu 14 opriși, erau numai magazine, mai bazar, trăgeau de tine și a zis, bă, nu se poate, nu e ceea ce aș fi vrut să văd eu. Deci aici, dacă sunt mii de pelerini, vine toată lumea acolo să roage. La ce se roagă, nu știu de el. Că bănuiesc că nu orice rugă se îndeplinește. Trebuie să crezi cu adevărat și te rogi pentru familie, pentru sănătate, că asta e cel mai sfânt. Și mi-am amintit, mi-a spus Vladica Gurie, de fapt, că Arsenie Boca a zis așa, că cea mai mare nedreptate, cea mai mare povară pentru un om e să nu știi să ierți. Deci neiertarea este o pacoste. Și atunci am zis, bă, dar ce îmi trebuie să mă războiesc cu toată lumea? Ce am avut de demonstrat, am demonstrat. Acum să-mi văd de nepot, de nevastă, de familia mea, care au fost singurii care m-au iubit și mă iubesc și că au suferit lângă mine. Ceilalți mai de fațadă, mai... Dar copilul meu s-a maturizat și sunt convins că așa cum am purtat eu cu părinții mei, așa se poartă și el cu mine și cu nevastă mea. Bine, și-o demonstrat. Are o familie, da. Deci nu mă întrebă cu nimic. Să stau liniștit, să mă uit la televizor, să nu fac program, să... Dar ce zic oamenii când vă întâlniți pe stradă? Puterea aia, mă salută, oamenii mă iubesc, să știi, pe cuvânt dacă nu. Mi-a zis cineva că puterea este mâncarea dracilor. Eu vreau să mă detașez de draci, de scaraoțchi și să mă unesc cu Hristos. A făcut o biserică unicat. Da. A fost hramul pe 8 septembrie, nu? La anul o resfințez, da. A avut hramul 8 septembrie, Sfânta Maria Mică, dar și Antonie cel Mare. Și vine lumea acolo, se roagă, eu cred că vezi că mulți au bani și încearcă să facă ceva și nu pot să fac, că nu vrea Dumnezeu. Eu am făcut-o. În 2 ani a fost fantastic. Ajutat de diversi, dar am deranjat prin acea biserică. Necuratului nu-i place liniștea. Îi trebuie scandal, nebunie. Știi? Și asta s-a întâmplat și cu mine. Deci, a acționat prin... Da, și are putere mari și uite că am ajuns dar, pe unde pentru am ajuns. Comunitate a fost extraordinar și exact. Oamenii de acolo... Dar știi ce, Alina? Viața e așa de scurtă și așa de frumoasă și nu știm să o trăim. N-avem nici trecut, nici prezent, nici viitor. Unii. Mi-aduc aminte un interviu al lui Demre Dulescu cu Eugenia Vodă. Și spunea câteva citate din Regele Moare. Printre altele, ce, Doamne, vreau să-ți fac un reproș. Păi ce reproș? Să știi că n-ai făcut bine, că ai început cu nașterea omului. Trebuia să încep cu moartea. Așa ne naștem, creștem, ne faci frumoși și după aia încep să ne demolezi. Ia slujnica, coboară în piață și se duce la rege. Măria ta, regele moribund, era pe să-și dea duf. Măria ta, să-i în piață. Ai fost în piață, da. Ai văzut roșii și vine-te. Da, dar urcai 247 de trepte până la palat. Ce fericită ești! Iată ce constă fericirea omului. În faptul că avea o putere să urce, cer, da. Primul să-l vezi pe zăpadă, da. Te bucuri de primul ful de nea, de familie. La mine, stai puțin, te rog, uite. Da. Și așa ne-am vorbit de mult cu tine. Așa. Da. Zic, la mine, prioritățile au fost cam încurcate, știi? Acum e clar. Dumnezeu, familia și cariera, nu știu dacă mai poți fac carieră la vârsta asta. Dar cum v-a ajutat Dumnezeu? Tot timpul m-a ajutat. Dovadă că am ajuns ce am ajuns, de unde am plecat și ce am ajuns. Eu zic că numai cu ajutorul Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin oameni, e clar asta. Dar te chinuie. Dar ați fost crescut te chinuie, să credeți în Dumnezeu? Adică sau pur și simplu ați fost crescut să credeți în Dumnezeu? În familie s-a întâmplat lucrul ăsta? Păi spune și mie la țară, cine nu crede în Dumnezeu? Erau țărani adevărați. Se rugau să plouă, se rugau să tot timpul, Doamne ajută-ne să trecem și anul ăsta cu bine și nu știu ce. Normal că auzi în familie de Dumnezeu și încep să te întrebi, bă, dar unde e, ce face? Ne vede, ne... Dumnezeu este în fiecare om. Dar și dracu există. Deci greu dai de unul fără celălalt. Deci v-a ajutat practic credința? Credința mult de tot. Dracu a fost și răspundat la
coborât pentru pe pământ, fiindcă da, nu mai vreau să-i zic, cei care ne privesc că am luat o razna, da, că să vorbim mai de Dumnezeu, da, și de... Vreau să vă întreb altceva. De evenimentele culturale pe care le-ați creat foarte multe, da, în oraș, și știu că la un moment dat au fost oameni de cea mai bună calitate și mi-ați adus aminte, apropo de, da, Eugenia Vodă și de Demn Rădulescu, vă dam un interviu apropo de moartea lui Marin Moraru, care, întrebat fiind de Eugenia Vodă cum își dorește să moară, a zis exact așa cum a zis Biban, îmi doresc să mor repede, și a, da, și murit, da, de inimă. Și ați adus foarte multă lume de foarte bună calitate, actori de la Teatrul Național, Teatrul Notara, Teatrul de Copii, academicieni. Acești... de peste Prut, Eugen Simion, mulți, da. Gheorghe Vieru, ții minte? Vieru, sărac. Da. Oameni de foarte bună, de foarte bună calitate. Mai țineți legătura cu cei care au mai rămas în viață și cei care au venit la Craiova în spectacolele pe care le-ați susținut? Mi-aș dori să întâlnesc din nou pe Dorel Vișan. Deci din toți pe care i-am cunoscut, el m-a impresionat cel mai tare. Da? Deci actorul Dorel Vișan. Doamne, un om extraordinar, filozof. Ar vrea să mă întâlnesc la Craiova cu Vladica Gurie, care un adevărat... A fost marcat de plecare. A fost marcat fiindcă a fi trebuit altul să plece sau să nu vină aici și să fi rămas, da, Vladica Gurie. Îmi plăcea foarte mult. Ardelean mai sfătuos, mai blând, mai pământean, știi, nu? Fonduri europene și hai să mai, nu știu ce să facem. Iar dintre actori, pe s-au cam dus toți. Florin Piersic, da, merge greu și el, e greu să mai ajungă pe la Craiova. Sper să vină pe la Teatrul Național Virgil Ogășanu, Ion Caramitru, iar Poghirc, celebrul Poghirc, actorul nostru, Nicu, care e director la teatru. În Vâlcea, cred, da. La teatru, o secție a teatrului Anton Pan, mi-a spus că face un festival în octombrie de vreo 10-12 zile și vin mai toți actorii, a invitat să merg și eu acolo. Și o să merg, unde? O chiar în Vâlcea. Chiar, da, în Vâlcea. În Râmnicu, uh-huh, Vâlcea. Și o să merg și o seară să îl întâlnesc pe Mălăele sau pe Caramitru. Încă mi-ar face mare plăcere să petrec câteva ore. Mai pentru că acești oameni au venit în Craiova. Deci am petrecut clipe extraordinare. Eu, care înainte vedeam doar în filme, să fiu alături de ei și să mă respecte, să mă bage în seamă. Ați avut o relație deosebită cu Adrian Păunescu. Adrian Păunescu, da, Dumnezeu să-l ierte. Pe final n-a mai fost deosebită, da, fiindcă ce n-a înțeles Adrian Păunescu, că trecuse vremea cenacului. Adică el, când erau zilele clave, să vină cu cenacul. Dom'le, stai puțin că lumea vrea altceva. A avut o experiență și a venit 10 spectatori. Am, da, avut, da, de la, da, armată. Era totuși iubirea cu... Păi da, preferam mai tipărim o carte, da, suportăm, da, noi primăria sau eu, dar nu putem să venim cu Andrei Păunescu și cu nu știu mai cine acolo, știi? Uh-huh. Deși e valoros cenacul, dar nu mai la mod. Atunci era singurul eveniment unde mergeam toți, cu mic, cu mare, în sala sporturilor, pe stadioane, da, să ne bucurăm de oarece și libertate. Și... Da. Dar acum sunt atâtea acum... și atâtea, da, costuri spectacole comerciale. Dezastru. Da. Să promovează tot ce înseamnă. Și nu știu ce vor vedea copiii noștri în asemenea specimene și ce vor învăța de la asemenea. E, fiecare generație are, emisiuni, știți foarte bine. Parcă n-a fost niciodată așa degradare nouă în România și în lumea asta, nu se poate. De-aia Dumnezeu ne dă semne. Băi, uite, un cutremur nu știu unde, un tsunami nu știu pe unde. Și tot așa, știi, și nu ne potolim. Eu, da, nu să le mântuim toți, că de vreau, nu putem. Vreau să mă gândesc la un cutremur în România. Da. Ar fi dezastru. Doamne ferește. Deci spuneți că sunteți vine acum, sunteți împăcat, sunteți cu nepotul, aveți o activitate nu foarte activă, înțeleg, nu sunteți foarte activ, nu, sedentar, așa? Da, exact. Deci spor nu vreți să faceți, să nu vă frângeți insipid piciorul? Nu pot, mă dor picioarele. Așa? În viața publică nu vreți să... Nu vreți să intrați? Sau știi cum zic, ce și tu, femeia, vremea mea n-a venit. Mai aștept, mai văd ce se întâmplă. Mai stați un pic. Mai stau puțin, da. Așa. Ați făcut pace cu actualul primar? Da, ne-am întâlnit, am dat mâna, mi-a strâns-o și cu asta basta. Mă, păi s-au împăcat ei rușii cu nemți. Da, păi asta zic. Da, americanii cu japonezii. Am fost în Japonia 2005. Așa. Și eram supărat pe ăștia, numai așa stăteau în fața la americani, știi, până la pământ. Și la noi, da, la vă, vedea pe ea. Zic, băi, de ăștia v-au dat cu bomba, au murit mii de așa, oameni, zeci de mii și acum. Plecați. Și că noi, dacă aveam bomba, era mai răi. Uh-huh. Auzi, ce judecat. Deci s-au împăcat cei care au făcut prăpăt. Dar noi, două persoane din același oraș. Ați învățat în ultima perioadă să iertați?
Mai ușor? Tot timpul am iertat. Iertă Dumnezeu, noi trecem cu vederea oamenii. Am trecut cu vederea tot timpul și peste ăia mici care... Adică erați așa un fel de foc de paie, vă certați și după aia v-am băgați? Asta da, reacțiile mele, da, pe moment sunt colerice, tot fire, sunt vulcanic. Și au rămas la fel? Vesuvio. Au rămas la fel, da, nu mă schimb. Nu, nu vă schimbați, nu? Cei nu v-ați propus sau nu puteți? Dar acum nu prea aud bine, știi, mai... Întorc spatele, mă fac nu știu ce și, dar atunci luam foc din orice. La figurat n-au zis bine. Da, exact, da. Am înțeles. Nu vreau să mai face reproșuri. Băi, tu nu mai auzi, dar eu nu vreau să aud ce spune ea, știi? Și vă faceți că n-au auzit. Și am impresia că am surzit. Doamna Solomon, ați auzit, ăsta era secretul. Am suportat multe cu vederea săraca, fiindcă am avut o viață trepidantă, nu? Da. Aoleu. Mi-a cerut demisia în fiecare zi. Deci ultimii 4 ani de primărie îți dai demisia. Vii acasă, spui că să-i dai demisia. Bine, veneam la 9 ca să nu întâlnești. Am s-o înțeles. S-o prin baie, ori prin care treceva și mă ceva, mă culcam repede. Dimineața, dar nu v-ați gândit să scrieți o carte? Păi de la carte, la o carte mi s-a tras. Cum adică? Dacă mai tu, Alina, un scorpion în lumea viperelor, din 2000, eram consilier, 2000 sau 2001, zi revăzut. La pagina 33, am o pagină jumătate unde în jurul ministru. Da. Cu flota, cu nu știu ce. Cartea asta mi-o citește Turcescu, celebru, la o emisiune față în față cu... Cine eram? Cu prioteasa și cu Bică. Da, la primărie chiar acolo. Da, și la mine acolo, ce da. Să spuneți, primi, scoate carte. Bă, bravo! Și ziceți că de acolo, de la paragraful ăla, vi s-a tras. Păi da, stăteau cu ochii pe mine, filmat tot. Uite, dă-mi ce a zis-o lua în carte. Păi, dar a spus, știți că era o vorbă, în piață și la gara, adică a spus-o pe toate posturile de televiziune. Da, s-au adunat mai multe și așa trebuie să plec. Păi nu, dar o carte de dumneavoastră, de memorii, să zicem, nu neapărat, sau nici acolo nu credeți că ați fi prea elegant la adresa unora? Nu, că aș spune totul, știi, și nu l-ar promenit. Deci nu vreți. Atunci. Nu mai vreau să mă cer cu nimeni. Am și o vârstă și... Nu știu, poate... Îi lasă în pace. Poate scoateți o carte unde îi lăudați pe cei cu care v-ați înțeles bine. Nu laud pe nedrept pe nimeni. Așa că... Nu veți face asta. Sunt un tip mai ciudat, așa știi. Dar cei care mă cunosc... Păi să-mi spune și mie unul care a făcut ultimul timp și sunt potenți, nu ca mine, știi? Un act caritabil. Un act de caritate, să... plece până în nordul Moldovei la Teofan cu grupul de nori, ia să suporte o excursie cu oameni care poate niciodată n-au ajuns și nu o să mai ajungă. Mare dintr-un sat sărac, cum am făcut eu de două, a doua excursie. Am suportat-o, dar familia a zis mica, dar bine. Câți au mers? 50, 53. A spus, da? Da. 53. Chiar numai din autocar, Lamna, nu? Numai din Lamna, da. Lamna de sus și de jos au venit oameni care am făcut-o și cu un scop, adică să-i atrag mai mult spre biserică. E prea erau frumoasă acolo, și da, ca să vină știu, numai 20-30 duminica. Și știu la un moment dat că povesteați, apropo de biserica de la Lamna, că în zona nefiind de o biserică, oamenii se îndreptaseră către alte culte. Spre alte culte, dar cei care erau în vârstă și decedau iarna, erau trimis direct în cimitir. Fiindcă biserica de la sărbătoare era foarte departe, la 4-5 km, trebuia să urce cu două tractoare de arola. Mm-hmm. Iar la Bucovăț, mult mai departe. Și atunci, haideți, doamne, citim la cap acolo, băgăm mormânt, știi? Uh-huh. Și păcat, și asta am făcut. Eu nu mi-am făcut vilă cu pișină și cu teren, că o aveam. N-am făcut o biserică la Lemna. Au, și asta înainte de a fi, exact. Înainte de a fi viceprimar, da. Ei, alții lasă orice disperat. A trecut printr-un cartier, acum văd niște case frumoase. Băi, dar mari, băi, frate, vă facem case uriașe și sufletul e mic, înțelegi? Uh-huh. Și ce nu-mi place, m-am tot gândit acum, nu spun că pe timpul meu, era altă animație. Băi, dar mai îmi place strada. Strada asta e plină de pietoni, mai e plină de oameni. Care da, să deci fresc un care dar, au, hai, da, să circle, să ia cu plasa, da, să plece cu acasă da. Unei universului, știi? Nu mai stau să socializeze. Toată lumea pe Facebook. Eu n-am pagina de Facebook, nu am internet, nu comunic cu nimeni. Ar vrea să mă întâlnesc cu să-i strâng, ce mai faci, bă? Față în față. Face to face, nu pe Facebook toți. Da, asta este. Deci asta este, da, mă, dar ne depărtăm de viața normală, asta este. Nu știu ce vor face ai noștri copii și păi cum să nepotul meu de unde să ia exemplu de la părinți? Păi când stai cu telefonul, nu știu ce, știi? Să uită și el pe acolo, a păi crescut, dar, vrea mir, și el păi telefon. Eu sunt convinsă că vrea telefon sau tabletă, mă mir dar cum eu de nu. Dar eu încerc să învăț altceva, fiindcă eu nu știu.
pe telefoanele astea sofisticate. Păi, sunt atâtea. Jucați-vă cu el fotbal, tenis. Asta mai încercăm pe popice, acolo, da? Da? Popice, da. Vă mulțumesc foarte mult și în primul rând că ați acceptat invitația și pentru faptul că eu zic că le-ați arătat de spectatorilor cam tot că același Antonie Solomon care erați. Exist că nu mă schimb, da. Da, că nu v-ați... Și că iubesc indiferent că sunt prieteni, neamuri, dușmani. Da? Asta sunt eu, da. Deci ați depășit absolut toate etapele, barierele și momentele dificile, să spunem așa. Nu v-ați schimbat, dar asta nu înseamnă să că nu că iubiți pe oameni. N-a fost ușor pentru mine și pentru familia mea. Am stat 2 ani departe. Dar scena cea mai emoționantă a fost când m-am predat a doua oară, când la înalta curte au spus, domnul, ai 3 ani să respingi apelul. Da. Deși un martor principal a spus, domnule, nu Solomon a făcut asta. Și-a dat numele, altul a făcut-o. Da, da. Uite, în spate, întrebați-i pe ăla, pe Peneascu, nu știu cum. Da, da. Da, s-a respins cu asta, basta, alte comentarii nu mai fac. Mi-a adus Gloria pe nepotul meu de 4 luni, știi? L-am luat în brațe, râdea la mine, iar s-a întristat. Aia a fost cea mai emoționantă scenă. Care mi-a marcat viața. Iar 2 zile nimeni nu i-a intrat în grații. Era seama. Agitat copilul, probabil. Da, da. Nimeni nu i-a intrat. Adică a simțit glasul sângelui, știi? Că se întâmplă cu mine ceva. După aia am trecut peste azi puternic. A fost mai ușor decât în armat. Domnule primarie... Respectat acolo, mai ca la primărie, că am spus unei doamne că zic, băi, să știi că m-am simțit mai bine în pușcărie decât cu voi aceea. Mă rog, asta... Sau adevărată pușcărie... Exagerați! Am făcut-o în primăria municipiului Craiova, 8 ani, la locul de muncă. Pentru că n-a fost simplu, a fost greu. Nu ați spus dumneavoastră în fața tuturor ziariștilor că plecați în armată? Da, așa am spus atunci. Da, am rămas respectiv în armată. Da, mă, dar a fost mai ușor ca în armată, să știi. A fost mai ușor ca în armată. Bun. Vă spun și eu ca Iosif, nu? Da. Domnule primar, uitați-vă la telespectator și nu în gândurile dumneavoastră. Așa. Bune. Care? Așa. Care e cea de fond? Stânga sau drept? Da, cea cu becul roșu aprins. Da, da. Pentru că este... Aș vrea să știu ce gândesc oamenii, nu ce fac oamenii. Că pe stradă îi văd când dau mâna cu mine. Dar ce e gândul lor? Cred că nu reușesc. Da. Nu cred că ne-am dorit să știm ce gândește fiecare despre celălalt. Cred că am fi mereu triști. Mulțumesc foarte mult. Vă doresc... Și eu mersi pentru invitație. Ce să vă urez? Timp liber plăcut? Sănătate. Sănătate, nu? Cea mai scumpă. Ți-a zis ce a pățit regele. Da. De-aia nu am vrut să fiu rege, prinț și nu știu ce, știi. Să fiu om normal și sănătos. Și să puteți urca treptele, nu? Să mă bucur de familie. Să pot să urc trepte, să cobor. Cam astea sunt lucrurile în viață pe care punem preț, din păcate, numai atunci când le mai avem. Da. Sau când începem să le pierdem. Zic, stop, ce am făcut? Faci bilanțul și vezi cât de prost ai fost în viață, ce ai prețuit mai mult și mai... Și n-ai prețuit ceea ce trebuia. N-ai prețuit și invers. Bine, dar ăștia suntem oamenii păcători, noaștri din păcat. Eu recunosc că tot ce a fost lumesc mi-a aparținut. Nevastă mi-a face reproșuri. Ai muncit, dar te-ai și distrat. Păi cum să nu mă distrez, mă? Toate cântărețele am fost cumplat cu toate cântărețele. Mai văzut cu Maria Ciobanu. Cu ghilimele de rigă. Deși... De unde? Nu mi-a plăcut, da, să ascult o melodie bună, să mă simt bine, să... Da, știu că vă plăcea. La un moment dat devenise imnul dumneavoastră cel al Niculinei Stoican cu... Mai țineți minte? Dacă m-am făcut că mor? Da. Na-na-na, că n-am murit. Da, frumos. Dar îmi place o altă melodie acum. Și culmea că am ascultat-o foarte târziu. E o melodie din Ardeal. Poți să fii tu cine fi, poți să ai și stea în frunte. Dacă n-ai ce povesti, parcă n-ai făcut prea mult. Eu am ce povesti. Acum deci, vă place asta. Deci. Viața, da. Viața a fost frumoasă. Zi de zi, am făcut o faptă bună, mi s-au întâmplat lucrurile, am ajutat oamenii, mi-a plăcut să ajut, era cea mai mare satisfacția mea. Să văd că fac pe cineva fericit pentru o oră, pentru o zi. Deci, cam asta e cu fericirea, trebuie să te gândești la fericirea celorlalți, știi, și după aia la a ta. Sau ești fericit dacă vezi că ai bucurat niște oameni. Și asta făceam zi de zi, mă duceam acolo pe lângă rutina, să zic așa, din primărie, fiindcă, mă rog, hârtii, prostii, ședințe, reprezentări, vizite pe șantier. Mai aveam momente când și stăteam de vorbă cu oamenii pe stradă, pe unde mă prindeau. Și le alinam din suferință.
Ce să mai spun? Că o faceți și acum. Faptul și că acum, acești da. Oameni din Lamna îi duceți a doua excursie, și, da. Și în excursie și până la urmă îi ajutați. Bă, sunt femeie care nu s-a urcat în viața lor în autobuz? Da, sunt convinsă de asta. În afară cu căruța până nu știu unde și înapoi da. Până la Bucovăț. Și acum a ajuns cât pe aceea să mergem să ne întoarcem pe Transalpina și să vadă frumusețile țării. Și mai facem. O să vorbesc cu Mitropolitul Moldovei, cu Teofan, să stabilească un traseu la mănăstirile din Moldova de Nord, Bucovina. Super. Câteva zile, să vedem cu cazarea. Cu... Și mergem. Mergem, fiindcă și eu mă simt bine. Mă simt ca un student. Printre băbuțele mele de acolo. Să vezi cum vin la slujbă. Este o femeie, Baba Ioana, care are până la biserică, cred că 500 de metri. Face o oră cu ciuma. Da, da. Păi da, vine. Nu scapă sărbătoare, vecernie, utrenie. E prezent acolo, la Sfânta Liturghie. Mai rar femeie ca... Dar nu poate să se deplaseze și nu are curaj să meargă în nicio excursie. Aș trimite-o și la Ierusalim, la Monumentul Sfânt, să vadă. Dar se deplasează foarte greu. Mulțumesc foarte mult, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Antonie Solomon, fost viceprimar, fost primar al Craiovei, actualmente fost, bunică. Uite să spui, fost senator. A, fost și vreau senator. Să-ți fac o... Da, senator, când ați fost? În... Am fost un an de zile de ajuns. Am fost cel mai prost senator al României. Dar când mă uitam în jur, prindeam curaj când vedeam pe ea pe acolo. Am înțeles. Asta a văzut un banc. Am înțeles. Niciun banc. Eu încă am zis-o pe asta, dar mi-am adus aminte acum. Glumesc. Mulțumesc foarte mult. E o rușine să spun că am fost doctor în știință și senator al României. Fiindcă n-am făcut nimic. Înțelegi? Primar, da. Mi-e drag să o spun cu toată responsabilitatea că mi-am făcut datoria cu rușine de sat. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, după foarte, foarte mulți ani, așa cum spunea și domnul Solomon într-o emisiune de televiziune, n-a vrut să vorbească foarte multe despre primărie, i-a plăcut să vorbească despre spiritualitate, despre nepoțel și despre familie. Îl mai chemăm la emisiunile noastre, să spărăm tot în calitate de bunic. Și o să fiu și mai în formă, da, poate vin cu nepot. Să veniți cu Iosif. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, îi mulțumim. Rămâneți în fața micilor ecrane. Continuăm emisiunea după scurtă pauză. Prima Medical vă oferă servicii de imagistică și radiologie la cele mai înalte standarde, datorită nivelului superior de echipare cu aparatură de ultimă generație. În clinica Prima Medical puteți beneficia de servicii de rezonanță magnetică, tomografie computerizată, investigații radiologice standarde, ecografie generală și, nu în ultimul rând, litrotiție, mărunțirea sau pulverizarea calculilor urinari, fără a fi nevoie de intervenție chirurgicală. Pentru programări puteți suna la telefon 0251 315 654 sau la recepția clinicii din strada Calea București, numărul 99, în curtea Spitalului de Neuropsihiatrie. Prima Medical, o clinică fără egal. Pentru orice eveniment există florările Iris, flori naturale, exotice și decorative, și cele mai frumoase aranjamente le găsești la florările Iris, situate pe Lipsca, numărul 1, și în noua locație din strada Unirii, numărul 89. Florările Iris asigură buchete și aranjamente florale pentru toate tipurile de evenimente, realizate cu pasiune, profesionalism și originalitate. Varietatea de produse, personalul tânăr și dinamic, experiența și gustul pentru frumos în a crea ocazii deosebite definesc și individualizează florările Iris. Pentru a arăta întotdeauna perfect, alege salonul de coafură Jeunesse. Stiliștii vă stau la dispoziție pentru a vă oferi tunsori moderne și coafuri stilizate, realizate cu produse profesionale. Salonul Jeunesse și-a impus numele oferind servicii de calitate, prestigiul reprezentând simbolul calității oferit tuturor clienților. Pentru ocaziile speciale din viața dumneavoastră, Jeunesse Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunesse Decor. Alege întotdeauna tinerețea.
Farmacia Cinara susține sănătatea ta și a familiei tale. Aici găsești medicamente cu sau fără prescripție medicală, medicamente în regim compensat și gratuit, medicamente prescrise prin programe naționale, suplimente nutritive, produse pentru mămici și copii, produse cosmetice și dermatocosmetice, echipamente medicale, produse tehnico-medicale, precum și medicamente preparate în laboratorul propriu al farmaciei. În farmacia noastră beneficiezi de reduceri prin cardul de fidelitate Cinara, dar și de oferte săptămânale și lunare. Personalul nostru calificat îți oferă sfaturi competente și utile pentru sănătatea ta și a familiei tale. Cinara, de peste 20 de ani, farmacia familiei tale. De peste 20 de ani, Cinara este farmacia ta și a familiei tale. De câte ori aveți nevoie, vă așteptăm la noi, pentru că ne pasă de sănătatea dumneavoastră. Vrei să mergi la cele mai renumite stațiuni balneare din țară, dar să nu părăsești Doljul? Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat sunt singurele baze de tratament din județ care reunesc cele mai importante procedee balneare din România și oferă condiții ultramoderne de spitalizare continuă. De la împachetări cu parafină, mofete și băi cu nămol de techirghiol și de la băi galvanice la salinoterapie și laserterapie, aici găsiți toate procedeele întâlnite la stațiuni precum Amara, Buzia și Vatra Dornei, Covazna sau Ognele Mari. Am auzit că se tratează foarte bine și m-am convins că într-adevăr așa este. Ne-am simțit foarte bine. Salariații care aveți la aparate și peste tot sunt nemaipomeniți, foarte drăguți, foarte serviabili. Tot la noi puteți beneficia și de laborator pentru recoltarea analize medicale, în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, precum și de radiologie, ecografie generală și EKG. Spitalul Buna Vestire din Calafat este singura bază de tratament din județ care dispune de bazin de recuperare cu apă pentru hidrokinetoterapie. Spitalele Buna Vestire din Craiova și Calafat. Condiții ultramoderne, profesionalism, costuri minime. Pentru informații suplimentare, contactați personalul nostru din cele două spitale. Craiova, strada Morii, numărul 33, telefon 0251-463-311, 0769-050-736 și Calafat, Hotel Panoramic, telefon 0251-232-960 sau 0769-047-898. Proiectare și construcții peste 50 de ani de experiență. Suc Piesa produce la comandă din pal dublu melaminat și lemn, mobilier birotică, mobilier casnic, livinguri, dormitoare, bucătării și holuri. Societatea dispune de echipamente de ultimă generație, producție Germania și Italia. Suc Piesa produce la comandă și accesorii funcționale și ornamentale, unicat sau de serie, pentru interior și exterior, locuințe, birouri, hoteluri, restaurante, unități comerciale, unități de producție, centre de agrement și de cult. Pentru comenzi apelați la numărul de telefon 0742 130153 sau la sediul societății din strada Calea București, numărul 129A. Suc PSA. Garanția noastră este calitatea. Neagogule, mai zi-mi odată de ce facem noi treaba asta. Cine? Așa a zis șeful. Dacă luăm beton slab, prop din casa, ca să nu pice când trântește cocoana ușa. Păi, Neagogule, de ce nu folosi șeful beton de la Mitliv? Pe ce te mai plătea ca să pui proptele? Vreți să construiți o casă fără ajutorul lui Neagogu? Cumpărați beton adevărat. Beton de la Mitliv. Un autoturism sau un vehicul cu masa peste 3,5 tone poți efectua inspecția tehnică periodică la RAC.
Am revenit la cafeaua de sâmbătă dimineața, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, e de fapt prânzul și bineînțeles că doamna Mioara a sosit cu mâncărică și bineînțeles desert. Nu puteam să ratez asta. Norocul a fost că Ramona, colega mea, este foarte rapidă și a apucat să filmeze și tarta și bruschetele înainte de a mânca eu. Mi-a zis doamna Mioara. Bine te-am găsit, Alina, și mă bucur mult că îți plac preparatele mele. Deci, asta cu mâncarea, credeți-mă. Alina, în fond, viața omului începe apropo, cu mâncarea. Apropo de ce spunea domnul Solomon, viața e scurtă. E scurtă. Trebuie să facem de toate. Mie da. Îmi place să mănânc. Da. Da. Alina, să mănânci, însă așa, puțin ponderat. Și să nu spui ca Bianca. Mie îmi place o cură, Mimi, de slăbire, dar numai cu ciocolată. Da? Da. Și mie îmi place o cură de slăbire, numai cu o friptură, dacă s-ar putea. Da. Da, Alina, deci am făcut niște bruschete, nu este mare lucru. Trebuie pâinea trasă în prăjitorul de pâine sau pusă pe grill, depinde. Da. Cel mai simplu e pe prăjitorul de pâine. Ulei de, le frecăm cu un grăunte de usturoi, ulei de măsline, facem un amestec de legume, de ardei, foarte puțină ceapă, castraveți, roșii. Și după aceea eu, din inițiativa mea, am pus și puțin piept de pui pe care l-am tras în unt. Și arată așa, Alina. Da, dar nu că arată, că vreau să spun că e un gust deosebit. Da, după aceea, deci asta... Și în sfârșit mă satur și eu de bruschetă, pentru că la restaurant, sau mă rog, pe terase, știți foarte bine, sunt așa, micuțe, feliuțe, da. Un fel de gustărică. Mai pentru domnișoare care vin să mănânce bruschetă. Vai de capul nostru, vreau să vă spun că și așa vin puține pe varfurie, vine să le mănânc pe toate. Asta e, bun. Deci, Alina, acum și mai ai și în caserole. Bun, și după aceea am făcut o tartă pentru că e cineva în piață care are căpșuni aproape din primăvară. Și chiar sunt foarte gustoase. Chiar sunt foarte gustoase, sunt căpșuni de ale noastre, nu sunt foarte mari, însă sunt foarte gustoase. Și atunci am făcut o tartă, deci blatul de tartă este cel clasic. Deci am spus tot felul de aluaturi, nu știu la tartă dacă am spus, dar se face foarte ușor. Ne trebuie 200 de grame de unt sau margarină, pe care îl frământăm cu 350 de grame de făină. Deci, untul sau margarina să fie reci. Se taie cu bulețe, se pune peste făina care o avem deja cernută în bombol, o jumătate de linguriță de sare. Dacă vrem dulce, putem să punem 2 linguri de zahăr tos, nu zahăr pudră. Bun. Și cu mâinile frecăm în așa fel încât toată compoziția să devină cum este grisul. Deci, untul se fărâmă și devine zgrumțuros, să zic așa, cum îi pesmetul mai degrabă. E, în momentul acela... Adică nu o compoziție foarte fină. Nu, nu. Nisipoasă. Alina, mi-a plăcut. Felicitări! Exact așa scrie în tratatele de gastronomie. Da, deși nici măcar nu le-am citit. Și eu care le citesc nu-mi veni. Păi da, nu, citesc prea multe. Da, da. Da. Și, deci, în momentul acela punem 2 linguri de zeamă de lămâie. Dacă nu avem zeamă de lămâie, putem să punem 1 lingură de oțet de mere. Da. Bun. Și 2-3 linguri de apă rece. Apă rece. Frământăm totul, dar cum să vă spun, nu frământăm, adunăm totul cât să devină o minge compactă. Avem o folie transparentă, o punem pe folie și o presăm formă rotundă sau dreptunghiulară, dar puțin, nu foarte, foarte întinsă, o înfășurăm și o lăsăm câteva ore la rece. Sau facem seara și folosim a doua zi. Bun. Și ne ducem în piață, luăm aceste minunate căpșuni și smeurici. Da, și smeurici. Bun. Și, bineînțeles, într-o formă de tartă, punem, punem acest aluat, punem o foaie de copt și deasupra punem pietricele sau orez sau fasole, împrăștiem bine, dăm la cuptor 15 minute, ridicăm acest amestec și mai lăsăm încă tarta la cuptor 15 minute să se coacă bine. Bun, o lăsăm la răcorit, facem crema de vanilie, care este clasică, deci 800 de ml de lapte sau 1 kg, depinde. Ne trebuie 5 gălbenușuri, 6 de ou, zahăr vanilat, 200 de grame de zahăr obișnuit, 2 linguri de amidon. Frecăm toate astea, laptele le avem pe foc, am pus deoparte o ceșcuță de lapte rece ca să omogenizăm acest amestec, punem laptele clocotit peste, punem pe foc în oală
descoperesc dubli sau dacă așa. Nu aveți, o puneți în alt vas cu apă care fierbe pe foc, deci oala în care am pregătit. Deci să nu lăsăm direct pe foc. Nu, nu sunt nicio formă că vă blestema zilele, se prinde de fund da. Foarte repede. Bun, și când s-a îngroșat foarte, foarte bine, atunci dacă vrem să punem unt, o lăsăm să se răcorească bine, untul frecăm și amestecăm, dacă nu, putem să punem un pachetel de gelatină dizolvat în puțină apă rece și este perfect. Bun, punem peste tartă, punem căpșun la mijloc, punem căpșun deasupra, iar deasupra niște ciocolată albă. Care deci deasupra avem ciocolată albă, practic. Ciocolată. Nu este cremă de vanilie. Nu, e ciocolată albă pe care am topit-o în vreo 4 linguri de smântână. De smântână greasă. Bun. Și după aceea, cu un șpriț, aranjăm ca să-i dăm formă. Bineînțeles, ornăm. Să-i dăm față, da. Să-i dăm o față, super față și un gust, super gust. Da. Deci, Alina, asta e o tartă ca să ne bucurăm încă de aceste căpșunici care ni le oferă domnul acela. Și încă de vară, pentru că este foarte cald foarte afară. Foarte cald și plăcut. Da, să vedem săptămâna viitoare. Ne amenință specialiștii că se mai... Ne anunță că vine toamna sau ce? Da, cam așa. Asta este, doamna Mioara, au început școlile, da. Copiii sunt pe baricade. Da, da. Normal, vine toamna, se schimbă și ora, aolea, nu-mi place. În fine, asta este. O să trecem și peste asta. O să trecem și peste asta și uite să ne regăsim în primăvară, sănătoși, voinici. Să dea Dumnezeu. Da? Și cu puterea de a urca scările, apropo de ceea ce a spus domn primar Solomon, că sănătatea e mai importantă decât toate. Așa este, Alina. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Mioara. Mare plăcere, deci, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ori faceți bruschete. Deci sunt extraordinar de bune, doamna Mioara le-a făcut așa, mai generoase, nu ca la restaurant, le-a făcut puțin mai mari, ca pentru mine. Și tarta cu frăguțe și cu căpșuni, care arată foarte bine și are un gust extraordinar. Sper să vă facem o după-amiază plăcută pentru cei care doresc, bineînțeles, să stea în bucătărie și să gătească repede, repede, că se face repede, nu? Da, deci, în stilul doamne Mioara, Alina Steli și se face repede. Mulțumesc doamnelor, domnișoarelor și domnilor colaboratorilor, Florăria Iris, Jones, Flor Mang, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt convinsă că ați fost și de această dată alături de noi. Cred că a fost o emisiune interesantă, o emisiune în care ați văzut și revăzut oameni pe care probabil nu i-ați mai văzut și revăzut ori niciodată, ori de foarte multă vreme. Vă mulțumesc încă o dată, ne vedem sâmbătă viitoare la ora 9 fix. Mulțumesc Ramonei, colegei mele, care a asigurat regia tehnică și care este un om deosebit și vă aștept sâmbătă viitoare la ora 9 fix la cafea de sâmbătă dimineața. La revedere și vizionare plăcută alături de Alege TV.